It is on fire. Sunt băiatul de familie care rupe gura târgului. Toi mi-este numele, sper să fac față jocului. Piesa de rezistență e familia pentru mine. Nevasta mea în jocul ăsta e cea care mă susține. Pentru mine e for fun și-mi iubesc comunitatea. Sunt sigur că oricând este acolo să îmi ia partea. Am în mână USP-ul și le trag direct pe țeastă. A plecat iar și un ace, desigur eu spun că-i casă. Știi bine și tu câinele care latră nu mușcă. Dar dacă m-ai supăra, fi sigur te bag la cușcă. Nu mă compar cu nimeni că nu-mi place competiția. Mi-a de ajuns un live pe seara ca să-mi descarc muniția. Daniel Stoica sunt eu, reprezint streamării care fac totul din pasiune până se duc la culcare. Sper să vă distrați aici cum fac și eu de fel. Pentru unii sunt nimic, pentru alții sunt model. Dați-mi USP să iau rundele. Toi îmi este numele. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Nu-ți rog mercenar, dar m-am născut în Bercen. Sunt mai dulce decât orice PPN de dăbuleni. Iubesc ceea ce fac, mă joc 7 zile din 7. Ca orice jucător îmi place AK-47. Iubesc și S-ul, și mașina, dar și pușca. Nu mă enervez, dar când o faci eu te voi mușca. Am o armă în dotare, fii sigur că o folosesc. Dacă trebuie să vă iau runda mai tare, mă ambiționez. Sunt băiat de cartier, am plecat și eu din greu. Și mi-am îndeplinit un vis să fac live-uri mereu. Să mă distrez cu voi, am ajuns și la 1000. Mă înclin în fața voastră pentru această bucurie. Mamă ce-am slăbit, așa îmi spun eu și abonații. Poate pentru că am mâncat jocul ăsta în fiecare zi. Vă pup și vă iubesc, sper să-mi rămâneți aproape. Toi familie aici, câinele face de toate. Dați-mi USP să iau rundele. Toi îmi este numele. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă boom. Ham, 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 bă, sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă boom. Am ținut expres să mai dau o bombă cu care lovesc. Bă, sunt de la curier, am niște gloanțe unde le livrez. Am armură peste tot, nici în cap nu găsești locul. Nu vreau nicio țintă, telescop, vă dau noscop. Sunt câinele de rasă, tu faci tam-tam, hai treci în casă. Uite cât sar în sus, cinci gloanțe din nou apasă. Direct pe capete, n-am arfe, bre și lovesc tare. One way direct pe mid, inamici o dau tare. Și nu vă latru asta, trebuie să o țineți minte. Câinele care latră nu mușcă, deci fii cu minte. Eu doar tac și fac, mă urc pe scară și vă trac. Cu răspalatul de prințesele ce vin cu mac. Toi familii pe zonă ca băieții de elită. Tragem tare și facem legea versus orice echipă. Nu e loc aici dacă ești toxic și nu vrei să-ți arăt cine e șeful câinilor de pe alei. Ham, 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 vă sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă boom. Ham, 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 vă sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă boom. Avem misiune să dăm rank up în fiecare seară. Dacă îți place ce fac, hai cu like, n-o dăm în bară. Nu-mi spune cuțu că nu-ți vreau mai danez de pe stradă. Vin cu haita mea de rasă, distrugem orice brigadă. Am creat și pentru voi tricourile cu toi. Nu pentru faimă și nici pentru câteva foie. Greu să faci muncă și live-uri seară de seară. E pentru susținere și pentru cei ce vor să apară. La mine în clan vreau să fac un atelier unde orice câine vagabond va ieși șmecher. Va avea titlul de titan, minitoi sau legendar. Campion pe stradă și suprem fără adversar. Mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc din plin. Pentru visul cel trăiesc și fac tot așa divin. Peste 1000 de abonați sunt puțin, dar pentru mine e important să fiți doar cei ce se diferă de mulțime. Ham, 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 vă sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, ham, ham,
E momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă boom. Ham, 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 bă, sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă boom. Sunt băiatul de familie care rupe gura târgului. Toi mi-este numele, sper să fac față jocului. Piesa de rezistență e familia pentru mine. Nevasta mea în jocul ăsta e cea care mă susține. Pentru mine e for fun și îmi iubesc comunitatea. Sunt sigur că oricând este acolo să îmi ia partea. Am în mână USP-ul și le trag direct pe țeasta. Plecate are și un ace, desigur eu spun că-i casă. Știi bine și tu câinele care latră, nu mușcă. Dar dacă m-ai supărat, fi sigur te bag la cușcă. Nu mă compar cu nimeni, că nu-mi place competiția. Mi-a de ajuns un live pe seară ca să-mi descarc muniția. Daniel Stoica sunt eu, reprezint streamerii care fac totul din pasiune până se duc la culcare. Sper să vă distrați aici cum fac și eu de fel. Pentru unii sunt nimic, pentru alții sunt model. Dați-mi USP să iau rundele. Toi îmi este numele. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Nu-s vreo mercenar, dar m-am născut în Bercen. Sunt mai dulce decât orice PPN de Dăbuleni. Iubesc. Sunt mai dulce decât orice PPN de Dăbuleni. Ceați și vouă, vă pică live-ul. Vă pum în cava și cura voastră, ce faceți? Am revenit cu bradul pe spate, ia uite că a venit Crăciunul. A venit Crăciunul, mai e puțin până de Crăciun, mai e puțin până de Crăciun. Mă, pică live-ul ăsta în continuu, frate, nu înțeleg ce are, dacă e de la mine sau nu, dar o secundă, vă rog, o secundă, vă rog. Nu, nu, chiar nu înțeleg ce are, e Doamne ferește, e Doamne ferește. Și a revenit? Ok, mă anunțați dacă mai pică, vă rog eu frumos, că sunt foarte curios. Perfect, salutăm pe fiecare în parte, răspund și la o grămadă de întrebări și dar, mamă, ce față de obosit sunt. Mă văd și alb așa, de ce mă văd alb? Stai așa un pic. Mai bine acum. Mai bine acum. Hai să salutăm chatul. Mamă, mamă, cât a scris lumea aici, mâncava și gura voastră. Hai să o luăm de la început, ca de fiecare dată. Te pup Ferecat, te pup Budincă, te pup Peinule, te pup Alexa, te pup Swift. Ok, pe cineva la ta, te pup Mihai Tauc. Te pup Mihai Tauc. Te pup Cosmine, te pup bro, te pup. Bă, sper că nu ratez pe cineva, bro. Dacă ratez pe cineva, mai scrieți o dată. Te pup cu metre, te pup Mihai, băiatul meu Mihai, care cu mine încă de pe la începuturi, băiatul meu cu mine. Ok, te pup Lavinia, mamă, deci acum salutăm și noi chatul că suntem la început, dar după aia când o să fie mai mulți, nu o să mai poți să mai salut chatul cu siguranță. Păi nu le sigur te-am salutat, dar te pup încă o dată, perfect, te pup Rareș, te pup fratii meu Recăr, vă pup pe toți, ce faceți mâncava și gura voastră, pică live-ul ăsta iar într-o prostie, așa, nu-i așa? Sau merge bine? Sunt foarte curios să văd ce se întâmplă, că mie mi se pare cam pică, dar nu contează, perfect. Am o față de maxim obosit, de maxim obosit. Nu știu dacă se observă treaba asta, dar trebuie să observe cumva. Sunt leșinat total de oboseală. Ieri am avut foarte mult de muncă, v-a anunțat pe ei că nu fac live. Mi-aș fi dorit, sincer, pentru că ieri aș fi vrut să jucăm Counter și astăzi să joc de fapt singur Call of Duty, pentru că trebuie să-l terminăm cumva și pe ăla. Dar astăzi vom juca Counter și mâine probabil că vom juca Call of Duty. În schimb, vineri vom face live de la lung așa periculos, în care să jucăm mai multe jocuri, printre care spre sfârșit o să jucăm Seven Days to Die. Exact, Pegasus, uite, tocmai ce s-a răspuns la întrebare. Bă, deci pică în continuu, frate. Bă, ce mă fac eu cu live-ul ăsta, mă? Nu știu de ce. Mie mi-a pare că îmi pică în continuu. Uf, doamne. Ce faci, mă, Recăre? Ce faceți, mă, chat? Ce faceți toți? Cum sunteți? Spuneți-mi cum sunteți și după aia mai stăm oricum de vorbă un pic, că nu vreau să-i dăm drumul la joacă așa de rapid. Al dracu de scaun, dacă nu mai suport eu scaunul ăsta. Nu, mai stau un pic pe el și dacă nu e bun o să-mi iau un scaun de la bucătărie, bro, că nu pot să... Deci mă doare spatele teribil de la el. De-abia aștept să-mi schimb scaunul. Ce a pățit webcam-ul meu? Nu știu ce a pățit. Se vede nasol? Se vede așa mai alb, nu? Te referi. Dracu, cu știe de la ce o fi mâncat și gura ta? Nu mai e nevoie, că știu. Facem reactul ăla. Facem reactul ăla, bro.
Bă, ce Dumnezeu, mă, frate, bă, ce... Pică, bro, pică în continuu, pică în continuu și nu înțeleg de ce. Că netul e ok, stați un pic să verific ceva. La tine nu mai pică? Stați un pic, că vreau să fac un test la net să vedem cum se mișcă netul. Deci, nu știu, în sistemul ăsta așa e greu de făcut live, dar sper să fie, să-și revină. Bă, aparent e destul de ok, download 805 mega, upload 907 mega, deci de la net n-are cum să fie. Cât să fie de la OBS sau să fie de la YouTube, nu știu alți prieteni streameri dacă au aceeași problemă sau nu. Bine, dacă nu sunt chiar pe energie, e nasol că sunt și obosit. Dar o să ne revenim, că știți că ne revenim de fiecare dată. Bă, deci scaunul ăsta coboară singur. Are clăpeta de-aia de se lasă în jos, de se ridică, de se lasă în jos, se ridică. Nu înțeleg care e treaba cu el, că e numai... Ia, se lasă în jos singur. Acum a picat puțin, acum a picat puțin iar. Ori o ia calculatorul Razna și celălalt Windows. Să sperăm că nu, că dacă trebuie să instalez tot ce am pe aici, iar mă, nu mai zice. Te pup, mă, paradoxule, mă, te pup, băiatul meu. N-are nicio legătură cu difonul. Vă zic imediat, bro, și cum a fost ziua mea. N-are nicio legătură difonul, sunt difon pe Discord, ce problemă să aibă Discordul cu OBS-ul, n-are nicio legătură. Am mai avut probleme într-o zi. Bă, deci nu mă înțeleg, mă, frate, mă, nu mă înțeleg. Ce Dumnezeu are, mă, fratele meu? Dacă ai mai dat un refresh la ăsta să vede, poate își revine. Dacă nu... Rămânesc, opresc live-ul și dau drumul repede iar, să văd dacă iar se închide. Ok, deci iar mi s-a blocat mie personal. Așteptați 2 secundele, vă rog, pentru că o să închid live-ul și dau drumul iar, dar o să rămâneți aici pe chat. Majoritatea nu le pică, la alții le pică. O secundă, vă rog, o să opresc puțin live-ul, rămâneți aici, nu plecați nicăieri, că am multe chestii frumoase astăzi să vă spun, să vă arăt, să vă astea, să vă alea, alea. Dar așteptați un pic, așteptați un pic. Bun. Hai să vedem. Acum a pornit. Să vedem dacă se blochează iar. Mamă, ce în spate e live-ul meu. Și pe telefon mi se blochează într-una. Și pe telefon, fiți atenți, am deconectat wireless-ul și am dat drumul direct la... Mamă, de ce iar s-a blocat? Nu te cred. I-am dat drumul direct la... de pe netul normal, de pe date mobile, ca să zic că nu mai consum wireless-ul dacă e... Bă, deci nu înțeleg ce se întâmplă, frate, nu înțeleg. De ceva timp toate lucrurile o iau Razna. O iau Razna toate lucrurile. Nu, nu înțeleg ce se întâmplă. Bine. La fel tot pică. Nu știu cum o să facem noi live astăzi așa. Da, poate ne descurcăm. Poate ne descurcăm. Oh, mă disperă chestia asta, bro, mă disperă că nu știu ce să-i fac. Mă, mâncava și gura voastră, nu știu ce să-i fac. Ia zi, Rareș, cu ce te pot ajuta sau cu ce mă poți ajuta tu pe mine? Treabă, mă, și pe același link. Bro, trebuie să-ți setezi de acolo din setările de la YouTube. O să spun după live exact. Ai, nu mai pică cel puțin la mine? Hai, bro, că vedem, poate-și revine, poate-și revine. Ai, cum dracu-i zice, mă? Stai așa un pic că intru la mine și îți arăt. Bang, bang. Intru pe studio imediat și zic. Nu știu că nu-mi scrie nimic, bro. Nu-mi scrie absolut nimic. Nu. Dropped frame 0,0%. Eu cred că e de la YouTube, bro, totuși. Stai că-ți spune acum fratele tău, Rareș, și imediat. Ca să zic deja la sigur că...
programează, să programeze alt stream la mișto. Așa, trebuie să ai undeva un buton de ăsta în care să scrie acolo că oprești sau pornești live-ul gen doar când dai tu click. Adică, în partea din dreapta sus eu pe studio am un buton unde scrie încheie stream-ul. La fel scrie și la pornește stream-ul. Adică eu dacă pornesc stream-ul din OBS, până când nu apăs butonul de pe platforma YouTube cu pornește stream-ul, nu-mi pornește. Și până nu apăs încheie, nu mi-l încheie. O să stau și 6.000 de ani. Dar tot nu mi-l încheie, înțelegi? Până când nu apăs pe ăla. Asta e ideea, trebuie să-ți apară așa. Tu probabil că dacă apeși pe butonul de live de pe OBS, automat îți intră live pe canalul de YouTube fără nicio problemă. E la mine setat altfel, știi? Tocmai pentru că mi s-a întâmplat de mai multe ori să împice live-ul din diverse motive și ca să poți să-l continui tot de acolo de unde am rămas, asta a fost cea mai ușoară treabă și cea mai bună treabă. Punctul meu de vedere. Bun, perfect. Pic ăsta în continuare, nu știu ce dracu să-i fac, sper că își revine la un moment dat. Cum a decurs săptămâna asta pentru mine, luni știți foarte bine că ne-am jucat împreună Seven Days to Die și m-a captat jocul ăla teribil, adică l-a juca în disperare. Dar n-am putut să fac live ieri și chiar îmi pare foarte rău pentru chestia asta, așa că o să mă revanșez eu mâine. În schimb, sâmbătă, iară n-o să pot să fac live pentru că avem petrecerea de Crăciun de la muncă. Salut, Vali Valentin, salut, bro, salut, te pup. Bun, până atunci oricum, mai avem ziua de joi, ziua de vineri, în care o să facem live-uri de alea puternice. V-am zis, nu știu dacă s-a auzit foarte bine sau dacă merge sărăcia asta de YouTube și n-a picat, cum mi se pare că pică de fiecare dată. Jucăm Call of Duty mâine, doar Call of Duty o să joc singur. Bine, stați cu mine, stăm de vorbă, stăm de astea, de Caterinca, de tot ce trebuie. Dar, după vineri, la mine nu pică deloc. Salut, Daryl. Bă, nu înțeleg ce întâmplă. La unii pică, la unii nu pică. Sper să fie tot în regulă. Dar vineri facem o seară de aia magică, mișto, în care o să jucăm și Call of Duty, o să jucăm Call of Duty, o să jucăm CS, o să jucăm probabil că și Among Us, probabil că și PUBG și Seven Days to Die. E ce trebuie. Pica iurea rău? Nu știu, bro. Uite că la unii nu pică, la unii pică. Nu înțeleg ce mi se întâmplă. Mie nu mi-a mai picat, adică nu mi s-a mai întâmplat să mai pice. Stai să vedem. Sunt pe el cu pe 0 pe 0. Da, bro. Mie nu mi-a picat absolut deloc. Poate am eu net slab? Nu, e bro, e la 2000. A, poate are pe nu net slab. Se poate. La mine merge foarte bine live-ul acum. Stai un pic că trebuie să mai derulez o chestie. Haide, mă. Perfect? Perfect. Bun. Bă, la mine se mișcă perfect. Acum nu mi se mai blochează. Dacă vi se blochează, mai dați și voi niște refresh-uri, niște nenorociri de astea, că sigur se va întâmpla să se miște bine. Bun, am atâtea să vă spun, nu știu de unde să încep, mă simt de parcă am început abia acum să fac prima dată live-uri. Peinule, mă bucur din suflet că ți-a ajuns hanoracul și îmi cer mii de scuze pentru întârziere. Chat, ca să vă spun și vouă, Peinul a câștigat, de fapt știți treaba asta mare parte, dar mai repet încă o dată chestia asta. La 1300 de abonați, Pein a câștigat, salut de gețel, a câștigat ăsta, hanoracul la giveaway, știți foarte bine. Și fratele vostru, la cât de ocupat a fost și alea, abia acum i l-a trimis. Îmi cer mii de scuze, bro, că a ajuns așa târziu. E doar vina mea, nu e vina nimănui altcuiva. Ok, rare, știi că dacă aveți membru la toi nu vă mai pică? Aia zic, poate da, poate da. Nu e de la OBS, bro, nu e de la OBS, că am tot verificat și mie acum nu mai pică deloc. Adică la mine se mișcă impecabil acum pe toate astea live-ul, și pe telefon și pe orice. Dacă tot pică, habar n-am ce se mai întâmplă. Cel mai frumos de Moș Nicolae? Direct de Moș Nicolae. Astăzi o să facem și o reacție la Painu. A postat Painu un clip cu CS, cu faze din CS, și o să facem și asta. S-ar putea să nu joc așa de bine, că am o tastatură vai de capul meu. Nici o problemă, bro, ce contează. Mai bine să nu joci bine, ca să te omorâm cu toți. Joacă prost. Care problemă? Ne descurcăm. Da. Nu înțeleg, o să mai verific eu prin OBS-ul ăsta după live să văd ce se întâmplă, dar eu zic că se mișcă bine acum. Dacă ne place Crăciunul. Cum a scris? Crăcinul. Da. Ia uzi, Alex Alexandru e de la YouTube, au făcut un mic update de securitate, dar aparent au stricat ceva la optimizare live-urilor. Ah, ok, probabil că o să rezolve atunci. Înseamnă că nu e de la mine, m-am lămurit. Dacă îmi place Crăciunul, am făcut bradul de pe 1 decembrie. Îți dai seama că îmi place Crăciunul. Hai să facem 50 de like-uri, chat rapid, vă rog eu frumos, că știu că puteți face treaba asta, aveți o mare putere în voi și eu știu că aveți o mare putere în voi. Și neapărat să facem 1400, nu, 1400, e mult 1400, 1300...
60 de abonați. Asta înseamnă încă 5-6 abonați. Nu e imposibil, frate, la voi. Poate unii nici nu sunteți abonați, poate unii mai aveți conturi de pe care nu sunteți abonați și poate nu le voi pierde, gen, dacă vă abonați să le șteargă. Și poate mai aveți, nu știu, surori, frați, chestii, socoteli de unde puteți să vă abonați, dacă vă face plăcere, desigur. Bine. Păi, dăm și mie link-ul pe Discord să facem react la clipul al tău și vin imediat. Apropo, frate Miurecăr, ai chef să băgăm și un PUBG mai încolo un pic, gen un singur match, aproape de ora 9, când închid live-ul, gen, mă rog, pe live, dar până aproape să-l închid. Facem un react la un clip de-a lui Painu și imediat îi dăm drumul și la joacă. Că aștept să-mi trimită. Mă, sper că n-am ratat pe cineva, mă, să salut aici. Dă-mi-l mă pe Discord, mă, broadere, dă-mi-l pe Discord, trimite-mi-l pe Discord. Că dacă dau click pe link-ul ăla, mi se deschide în alt tab și gen, nu. Dă-mi-l pe Discord, că-l deschid eu. Puteți să intrați și pe link-ul ăla de acolo, să dați și voi un like. Oricum, îl deschid și eu imediat. Bang. Deschid altă pagină. Bun, broaderilor. Așa, să-i dăm drumul la muzică. Ne-a zis fratele nostru că n-are copyright, că n-are nimic, ceea ce ne bucură. Pica iurea rău, iară pică mă, iurea. Nu mai înțeleg nimic, bro. Nu mai înțeleg nimic. Rămân aici, nu mai vin pe Discord? Cum vrei tu, bro. Cum vrei tu. Bine, uite-le pe fratele Andreas aici, bineînțeles că înainte să facem reacția, dăm și un like pentru că așa se face, fratele nostru a făcut 140 de abonați, mă bucură treaba asta la mulți înainte, așa că se dăm drumul la reacție, se aude? Se aude. Stai așa un pic, mă, că nu pot sta pe scaunul ăsta, mă, frate, că... Bă, mă duc să-mi iau un scaun de la bucătărie, bro, mă duc să-mi iau un scaun de la bucătărie, ceva, îmi iau un scaun de la normal de bucătărie să stau pe el, că nu mai pot pe ăsta, deci m-a rupt de spate, m-a rupt teribil. Imediat. Și tată. Altceva acum, tată, ia uite, se lasă și pe spate, ia uite-l mâncați și gura ta, altfel stau pe ăsta acum. Ok, la alții apare, merge ok live-ul, nu știu ce să mai cred, sincer, habar n-am, bro, sper să meargă ok și la mine, nu știu ce să mai zic, o să vedem, ne jucăm așa și ce trebuie. Am adus și eu scaunul ăsta de la bucătărie, chat, ăsta stau eu când mănânc. Mă, n-ați observat nimic așa schimbat la scaunul ăsta al meu de bucătărie? Să văd că nu zice nimeni nimic. Nimic. Cum e scaunul ăsta de bucătărie? E altceva? E autetat. Autetat aici. Autetat. A? Deci aveți cuvântul meu că nu-i prima dată când stau pe un scaun de la Kiris, de genul ăsta, ăsta e Ymir, ok? Pentru cei care nu știți. Mă, nu-i prima dată când stau pe un scaun de ăsta, bro. Dar ăsta, n-ai cum. Deci e altceva, frate, e altceva. Deci, uite cum se lasă pe spate numai, n-are nicio treabă. A venit cu două rânduri de roți, mâncava-și gura voastră. Două rânduri de roți, între care niște roți de silicon și roțile astea normale pe care le-am pus acum. N-ai mă cum, e altceva, frate, se reglează toate astea. Zi, asta pe care ții mâna, gen, știi? Uite-te cum stau în el, ce ai? E lux, frate. Băi, e ce trebuie. Din toate punctele de vedere ce trebuie. Două perne frumos, deci pot să mă și culc în el. Vai de capul meu. E next level. Mă bucur extrem de mult că am căpătat acest scaun în tot sufletul meu. Le mulțumesc foarte mult celor de la Kiri și nu numai lor. Să fiu foarte sincer, la final am muncitore bune. Mă uit acum, bro. Hai să-i dăm. Hai da, tată, că îi dăm cu click. E de partea mea. Nu fi dușman. Suntem prieteni. 2 seconds later. Mamă! Vreau hand cu mâna, bate-l. Unde m-a tras? Se vede bine, bro, se vede bine.
Uite, mă, de la toată lumea, luam, ai făcut cu toți youtuberii, mă? 2. Da, bro, se vede bine, îmi place. Bravo, mă. Frumos, 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 frumos. Chiar nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Cu tine am avut video trecut, am înțeles, am înțeles. Nici o problemă, bro. Să-ți iei skin la AK-ul ăsta, bro. Nu contest, BB1, nu contest. Se poate. Am auzit că e melodia de stadion, de mergi la meciuri cu ea. Ai, e tare melodia, îmi place. Bun, 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 bun. Dar eu știu cum joci, mă, că doar ai jucat atâtea meciuri cu mine. Adică n-am ce să comentez jocul, eu pot să comentez doar Reddit-ul, că așa știu cum joci. Să ridic astea mai sus, mă. Îți place Inferno, mă? Îți place Inferno? Ai, mă, îți place Inferno? Păi nu le-ți place Inferno? Niște tranziții? Ar fi mai niște tranziții. A, că ar fi mai niște tranziții, cum zice al meu. Ar fi mers, bro, ar fi mers. Dar oricum e bine. Am eu o idee la care o să lucreze pe Inu și o să explic imediat după live exact cum vreau eu să arate un edit așa ca lumea să vezi și mișto o seară. Garantat! Bagă-te FRK, bagă-te, munciți acolo să iasă bine treaba. 19 like-uri chat, hai cu 25 de like-uri, 30 de like-uri rapid. Dar unde dracu, cine jucam? Când ai jucat, mă, tu meciurile astea? Eu nu știu. Am ce topi melodia asta aici, nebun. Mișto, 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 mișto. Am înțeles de acolo. Bă, mișto. Îmi place, e ce trebuie. E, melodia e top, ești nebun, e chiar ce trebuie din toate punctele de vedere. Bine, bă... Ferească-te Dumnezeu cu panorama asta de live, nu, deci, nu știu dacă vă dați seama sau dacă se vede pe mine cât de nervos sunt că nu funcționează cum trebuie, dar în fine. Ok, dacă știi să le faci, cred că ești bine oriunde. Te pup, CNA-ule, te pup, respect, bro, bine ai venit, fratele nostru, CNA-ul e aici cu noi, fratele nostru, dacă e. Bine, mă, îi dăm drumul la joacă? Îi dăm drumul la joacă, mutăm pe scena de joc. Normal că nu o să se vadă nimic pentru că o să vedeți imediat de ce nu se vede. Se vede acum. Salutări, mânca, faci cura voastră de băieți. Ce faceți, mă, băieți, mă? Bine, bine. Are bine, bine, să? Te pup, tată, te pup. Te pup, bro, te pup, te pup, mâncaia și nasul lui de băiat. Cât suntem, bro, aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bă, suntem 6, deci nu suntem de 5 pe 5.
Mai e și frate mie cu Andreea, dar se uitau la... Nu cred că o să joace, eu întrebam, dar nu mai e pe aici, întrebam dacă joacă PUBG mai încolo. Dacă mă duc până aici să-i întreb, de vorbă. Ok. Să trăiască, respecte. Bună, bună. Bă, pu, bună, ce faceți? Uite, ne uităm pe YouTube. Bine-s, bine-s, bine-s. Nu te deranjează fratele tău mult, atâta. Nu știu dacă joci CS acum la 5v5 dacă ne strângem. Dar mai târziu vrei să joci pe UBG? UBG joc, bro. UBG drag. Joci, ok. Păi atunci da, așa dar facem. Dar mănânc. Bun. Doar ce vei de la atunci să aveți poftă dacă mâncați amândoi. Mă duc să mai mă joc cu băieții un pic și aproape de ora 9 o să băgăm un meci de pe UBG. Bine, gulare. Dacă nu sunteți aici, oricum vă scriu. Bine, bine, bro. Bine, hai, vă iubesc. Mersi. Pa. Bun, am lămurit-o. O să vină la PUBG mai încolo. Acum nu o să vină pentru că mănâncă și așa mai departe. Da, bine. Da, am ascultat pe live. Mă, ce părere aveți de scaunul acesta, mâncava-și gura voastră? E prea Big Blan, bro. Teptam așa ca lumea să aibă altă reacție, să fie mai încântată, mai fericită, mai astea. Eu eram am dus să-mi aduc apă și când mă întorc, că ai zis că te duci să te aduci scaun de bucătărie și zic, ia mă, până se duce tata, până de drumul la reacție mă duc și să-mi iau apă. Când mă întorc, îl văd, mă... N-ai mă cum ești, nu știu cum ești. Hai că da dacă e BB One a donat 1,69 de euro. Hai 1,69 ca de abonați pe cu bro, mersi mult. Mersi mult bro de donație. Aproape 2 euro au plecat de la fratele nostru BB One, te pup bro și mersi mult de tot de donație. Mă, cumva bro ai donat până la un super sticker sau până ceva de curiozitate. Că nu înțeleg ce se întâmplă de, dacă ar fi așa de numerată. Gen mesaj, ceva pe așa sau ai donat prin type? De curiozitate doar și atât. Mersi mult de tot, bro, de donație. Much appreciated. Bă, ce mai mișto comunitatea, am frate. Dacă nu se bloca și live, era și mai mișto. Că uite, din cauza aia, probabil că au rămas mult mai puțini oameni pe live decât ar fi trebuit să fie, de fapt. V-a vedat cu scaunul de bucătărie? Asta a fost și intenția. Asta a fost și intenția. Bine, o să aflați istoria scaunului acesta pe viitor. Nu chiar acum, dar pe viitor o să aflați istoria scaunului. Mulțumesc oricum Achiris pentru acest scaun. O să aflați mai târziu exact tot. Bine, mai târziu. Pe vineri, probabil, sau habar n-am. Avem 29 de like-uri. Neapărat ar trebui să facem un 50 de like-uri astă seară, pentru că ieri am făcut pauză și nu e ok. Ar trebui să mă motivați un pic cu niște like-uri. Și, bineînțeles, cu câțiva abonați aici, 5-6 abonați, m-ar ajuta extrem de mult. Ar conta foarte mult pentru mine. 1400 de abonați, plec încă un hanorac. Și la 1500 de abonați o să plece placa video, pe care știți că o plănesc de foarte mult timp pentru voi. E placa video veche, una VDR nouă. Nu e foarte, foarte top, e așa, dar nici foarte proastă. Unul care nu are, își poate face treaba cu ea liniștit. Pe mine m-a ținut și cu live-uri și cu jocuri. Și am cam jucat câteva jocuri, ca să fiu sincer. Inclusiv PUBG, inclusiv Counter, inclusiv multe alte chestii. Bine, Counter-ul ține de procesor, dar nu contează. La cât ai zis? La 1400? E 1400. Giveaway Hanorac sau la 1500, la cât ai zis? 1400 giveaway Hanorac. La 1500 e placa video. Dai seama, bro, dacă câștig eu. Dar nu, dacă câștig. Mai... Dacă câștig, ghici unde pleacă, ghici unde. La Alexa. E normal. Ai văzut? Bă, ce dracu facem? Că nu suntem în momentul de față, nu suntem de un 5v5 sau de măcar de un 4v4, să zicem măcar. De băgăm un mă. Aia mă gândeam. Chat, mai vine cineva să joace? Rapid, rapid, rapid. Hai că eu sunt, deja eram pe contul secundar aici. Mă, dar cum e scaunul ăsta, mă, mâncava-și gura voastră, dacă nu vine să dorm pe el. Deci jur, bă, dacă n-aveți scaun coane și vreți să vă luați scaun, sau al vostru e mai prost, luați-vă mâncava-și gura voastră de la Achiris, nu o să regretați, frate. Eu repet, n-am, frate, nu mă plătesc cu oamenii ăștia sau ceva ca să zic treaba asta de fiecare dată, dar calitate, preț sunt top. Bă, departe. Mai puțin căștile alea. Bă, e top, te pup, impresie, te pup, te pup, e top. Gogoașă, da, ai loc, bineînțeles, dacă ești abonat la mine și dacă intri pe Discord, dai link-ul în descriere, intri pe camera de așteptare, o să tragem noi și jucăm, dar vezi, atenție, jucăm la 5v5. Ești în oraș? Am înțeles, bro, am înțeles, te pup. Ce faci, mă, băiatul meu, Imprex, te pup, broadere, te pup. Da, mă, frate, nu, calitate, preț, ok, și fratele vostru v-a zis, adică eu nu mănânc căcat. În momentul în care căștile astea au fost proaste, eu v-am zis, bă, nene, sunt proaste din punctul ăsta de vedere, nu ține bateria și așa mai departe. Dar, repet, la 250 de lei, se ține bateria 6-7 ore, tot e ceva, tot e ceva. Nu e rău, e de discutat.
Partea proastă la ele nu mă deranjează, altceva este că dacă le bag la încărcat, nu pot să mai le folosesc deloc până, nu știu, nu le scot de la încărcat. Și pe mine mai elit. De ce nu le țin, bro? De ce nu pot? Le țin cu cablu. Nu e, bro? Nu e pe ei, nu le corect așa? Bă, da, bro, uite la mouse-ul meu wireless, îl țin cu cablu și merge. Asta e un dezavantaj la căștile alea. Da, e iure, bro. Alex, la mine la dropped frame pe OBS îmi apare 0,0%. Mai mult de atâta, n-a ști ce să zic. Dar încă mai pică live-ul, bro? Nu, n-a mai picat. N-a mai picat. Ok, na, nu știu atunci care să fi fost problema, dar e ok. Bine că nu mai pică. Oh, mânca faci gura voastră, avem 30 de like-uri. Bro, facem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu mai joacă nimeni, că am întrebat pe toată lumea. Așa că o să-i dăm drumul la un matchmaking. Jucăm meciuri scurte. Care sunt primii care joacă? Am înțeles, bun. Următorii care joacă? Ok, ok. Și la runda a treia? Gata, am stabilit. Deci așa facem. Bine. Fereca, mai... banuri și nenorocire de astea? Nu m-am dat. Deci poți să joci. Perfect. Pegasus, tu ești ok? Sper că nu trolezi iar Fereca. Ne auzim, Pegasus? De rank? Da. Bun. Cum mă, tu nu-l mai întreb, pe ei nu-l mai întreb. Budincă, tu ești ok, da? Da. Bun. Deci, la cum suntem acum la nivelul ăsta? Am nevoie de unul care să stea pe bară. Jucăm short-uri, așa că le terminăm repede. Stau eu. Pot și eu să stau dacă vrei. Am zis fraiere. Bun, ok. Mă duceam și eu până la baie. Deci stă cămătarul și după aia facem schimb, intră cămătarul, stă altcineva și tot așa. Care cămătar, bro? Cămătarul! Deci de la YouTube mătarul pică din secundă, cel puțin la mine pe telefon. Da, bro, chiar nu știu, uite, băieți, zic că nu le-am mai picat lor. Dacă pică de pe telefon, să nu fie la telefon vreo problemă. Nu știu, mâncava și gura voastră, nu știu, uite, acum, spre exemplu, mi-a arătat și mie că a picat. Chiar nu știu ce să zic. Complicată treaba, dar mă dezamăgește teribil. Mă, pe Pegasus să-l aveam eu. Da, e offline pe Steam. E offline pe Steam? Da. Atunci Pegasus dă și intră pe noi. A, ne-a dat codul. A, ia și codul de pe chat, Budin. A, a intrat pe mine, nu mai trebuie. Aha. Ah, sufletul. Dă-mi, mai dă-mi, mai dă-mi o dată. Hai, mă, Pegasus e Wolf? Da. Ai trăit într-o minciună toată viața ta. Da, asta zic, what? Nu-l chema Wolf? Ba da, dar pe ăsta îl cheamă Pegasus. Și pe YouTube și pe... Păi și nu poate să vorbească, gen, cum ne dă info? Ba da. Ah, ok. Tu nu vezi că nu. Pegasus, știu cum ai mușcat cu el și Wolf îl cheamă așa atunci pe discop. O stați un pic, că vreau să verific ceva. Oprește, bă. Dar parcă ai avut contul vechi. Dar de ce băgăm doar Miraj? Inferno, Dust? Vrei și Inferno, vrei și Wolf? Normal. Bag over pe Steam, cale alea. Hai că deja ne întrecem. Nu trebuie să băga Dust-ul ăla, că dau 2, să fii sigur. Miraj, Inferno, Dust. Să fii sigur, Budinca, că dau 2 la Dust. Asta toalea, să fii sigur că joacă cum într-un locul tău dacă dai doji la Dust. Da. Fenomenal. Chiar da doji, bă, hai. Te provo. Nu-l scoate, mă. Nu-l scoate, mă. Vezi, dacă și lui îi place, de normal că nu-l scoate. Nu, care? Că am învățat de la cine trebuie. Păi da. Mă ții șor, mă ții? Nu te mai ții. Stai, mă, așa, mă, că... Mă uitam eu la o chestie, că nu înțeleg de ce mi s-a oprit ceva. Așteptăm tot, așteptăm. Bună, bună, Andreea, bună! Bună, Sofie, bună, bună! Băi, o secundă, mă, stați așa. Este ceva la socoteală. Tot regla niște lumini. Trebuie cu-i schimb eu astea, mă, luminile astea, mă. La ce? La unitate. La unitate? Păi ne telecomandă, bro? Stai un pic. Stai așa un pic să aud ceva. Cred că s-a pus să... De la cine, mă, mă? De la tate. Bă, pe mine mă bate ăsta, mă, mâncați și directul ăsta coșel. Imediat, dacă mă vedeți că stă așa un pic chirșit și stau așa, a plecat, n-am nimic, n-am înnebunit. Trebuie să fac ceva. Ce, bro, ți-ai dat fenurile mai încet? Bă, cu
știe ce am făcut, mă? Să nu frică abioane, cum dau un picior și se reconectează calculatorul. Dai picior la PC cu 30-80 în el, de? No, vreau să verific o chestie după aia, să mă uit să vă placa video cum funcționează, cum are absolut oricine știe. Cum dracu a schimbat ăla, mă, când mi-a făcut culoare? Nu râdeți, bă, că aveam și o culoare mișto și nu mai găsesc. Dă-i vreo două picioare, vezi cum se schimbă. Metodă românească. Cum e trei? Da, bro. Ce ar trebui să știm? Intră în locul meu, intră în locul meu. De ce? Intră în locul meu. Pică sau ce anume, Andreea? De ce, mă, ce nu știu, sper că nu... Revin în 5 minute. Revin, mă, lumea mea mare până atunci. Fereastră, deci, Dumnezeu, așa două ceva. Ore. 20 de ani să văd din... Așa, și un picuț așa să văd eu o chestie. Unde dracu aveam programul ăla, mă? Dacă mă ajută, da? Gata? Nu. Hai, aud un program. Să văd cum funcționează toate nenorocirile astea. Mamă, deci nu știu cum o să fac eu live. Ce o să iasă chat după live-ul ăsta, dracu știe ce chat o să iasă. Cum se numește ăla, mă? Era real temp, dar nu doar atât. Îl deschidem pe ăsta. Bată mama dacă eu mai înțeleg ce dracu am făcut. Ah, ok. Aparent ăsta este ok. Și ia să încerc și cu ăsta. Da, revenim. E okay, ăsta? Doi, vezi că ar pică. Da, m-am înțeles, nu știu ce dracu să-i fac. I-am făcut tot ce era posibil, mai mult data nu știu să-i fac. Văd că zice lumea că pică. Dacă poți juca și tu, bineînțeles că poți să joci, doar că acum ai dăm drumul la un matchmaking și după aia, dacă ai un pic de răbdare, oricum e un matchmaking scurt, adică trenul imediat. Nu-i panică. Da, nu știu ce să fac. Poate nu-s cabolanță care dintr-o dată așteaptă și pe aia iese. Tu vorbești, mă, că ar duci la Psycho? Așa este, corect. Haide, dă-i start, dă-i start. Și eu. Auzi, ce zici, ce violent e camatul. Ce violent, mă? Da. Domn, d-o fi pus ăsta culorile astea, mă, așa, mă, mâncați. Hă? A, le-a scris pe aceea, ce violent e camatul. Mă, are 4 butoane telecomanda asta. Cu roșu, un dintre ele așa, roșu, verde și albastru. Bă, și mov-ul ăla, cum îl pun mov-ul, mă, că am avut mov până acum, mă, omule, mă. Nu e, uite. Albastru, îl las albastru, nu merge albastru. Dar n-ai telecomandă, gen, nu. Păi telecomandă, uite, pe telecomandă încerc să-l fac. Păi cu telecomandă. Tu, unu. E modul în care să-l... Doi, cute. Eu 4, eu 5. Red speed, nu mai 5. Hai că parcă se merge, Doamne ajută, deși oricum nu e. Să zicem. Hai, da mă, da-ți acolo, accept. Mamă, miraj bun. Hai mă, să facem un meci frumos, să sperăm că dacă facem un meci frumos nu mai pică live-ul. Mă uit după aia și în setări când am timp și vedem care-i treaba. Intră pe Discord, Andreea, și vezi, poate găsești pe cineva pe aici. Bună, Andreea, lume nouă, aproape că am și uitat, ce faci? Ne-ai mai venit pe la mine. Mersi mult de tot că ai intrat și ai lăsat un like. Pariu că e băiat? Tot ce e posibil, bro, scrie Andreea aici, Andreea îi zic. Nu contează, bă, parcă văd. Mi s-a mai întâmplat țepi de astea. Da, știu. Convins că și mie. Nu-l vedeam pe ăsta, să mă bată mama dacă îl vedeam pe ăsta. Îți pică live-ul? Deci și ție, da. Bine. Mă, ce dracu, țin căștile invers că eu... Bă, mi s-a luat o razna tot, ești nebun la cap. Eu-l aud pe ăsta, fii atent!
Fii atent, să vezi ce nenorocire. Nu că țin căștile bine, bro. Deci, eu l-aud pe ăsta când se duce pe stânga, l-aud pe dreapta și invers. Ia uite. Ferească-te, Dumnezeu. Nu te cred așa ceva. Bro, nu te cred. Stai să opresc un pic căștile să le pornezi din nou. Ce dragi damiazare, mă frate, că mă disperă. Bun, m-auziți? Normal. Mă joc pa, mă joc pa. Ok. Joc pe mine. Bag pe ăla, pe ăsta unul. Hai să vedem ce-mi faci. Bine, îi bate urfă, adică nu fac probleme. Move it, move it! Bă, se aud dracu' astea invers, ești nebun la cap? Păi eu n-am cum să joc așa niciodată în viața mea cu Ani. Mort, am bomba, pe ăla. Vai de capul meu. Stai o secundă că vă descurcați singuri. Dai rampă. Am bomba pe ăla ca idee. Da, nu mai e. Îi ține cross-ul, scrim. Eu nu pot să joc că nu-i aud unde trag. Pe hartă. Păi pe hartă, nu vrei să știi acum, mi-a arătat că trag din jungle ăștia. Nu, ce baionetă frumoasă, Wolf-ule. Ce-i dau pe aia? Încarc. Aptei sute. Retras, retras. Mamă, ieftin acum arată. Da. Am zis că ăla e Kenief. Talent. Dacă bai muri, ești... Bă, nu-l aud, Coane, eu l-auzeam din stânga, mă, nu-l aud. Întoarce acum. Nice try, nice try, nice try. Pa, mă, ce dracu au, mă, frate? Bă, futu-ți gura mătii de urzică. Ce dracu are, mă? Sunt astea conectate. Hai, băi, prosetare prin CS ceva? Dai să nu-i dă-n alea. Ușor. Bă, gafă la rampă ceva. Vezi că cred că nu știu pe unde vin. Cred că ceva rampă. Uite, mă, Coane, n-am cum să joc, mă, așa, nu pot să joc așa! Am apăsat pe telecomanda aia, dar am schimbat lumile, s-au schimbat astea la căști. Leder, pleca, și de pe B. Mersi de ajutor. Hai să vedem acum. Fac pic pe ăla, nu fă bloc. Deci tot pică l-ai buceat, nu? Cred că da. Mamă, deci cum se aude, mă, cum joc eu așa, mă? Mă pot ține rampă și să nu pleci din nat doar mai dacă un, vrei. Nimic ca rampă. Poți să lași rampă. Doi, casta, bă. Nu pot să joc, Coane. E absolut. N-am cum să joc așa. Eu n-aș mai apropi. Le schimb, le pun invers, le întorc. Poate să fie car? Nu. În laps, laps. Trecut? În stânga sau? Nu, e sus doar. Acum vine. E vreo setare prin CS, mă, ceva, da, mă, peinule. Mi-am făcut eu ceva? E sări jos vreuna sau? Nu, nu, da. Are și tu, nu?
Sunt low, sunt low. Abs. Unu car, unu car. Mor carul. Bravo, fenomenal. Oh, dar cum poți să joc tastatura asta, vei de cap, bă. Lasă-mă că nu mori. Te uiți în poze? Încă. Păi închid, bro, iar. Hai să... Mai redem și mai ale. Închid iar, la ai mai deschid încă o dată. Dă și mie, dă Molly ramp. Îl bați, îl bați. Nu, acum l-am închis eu. L-am redeschis să vedem dacă... Deține-te, sunat cu fair plus. Bă, și parcă-i ca dracu, mă, toate s-au dereglat. Trebuie să se zbărați în site. Eu acum, spre exemplu, aud în casca stângă că au plantat bomba, na, și eu triple, bomba... Triple. Cu city, cu city. Da, dar nu știu dacă înțelegi. Eu aud invers în căști. Știu ce zici. N-a pățit niciodată până acum. Unde e galbudin? Deci aud dreapta în stânga, stânga în dreapta. Cum dracu să le fac, ești nebun? Fenomenal. Cel mai bun robudin. Tot pică, bro, tot pică. Nu știu ce se mai fac la live-ul ăsta, bro. L-am setat pe alte de-astea, pe alți parametri, pe alte, tot pică. Nu, chiar nu știu ce fac. Cum ar merge acum să-ți dau o lamă de aia mare pe la spate? Aia, cine e fitiul ăla? Nu știu, cine simă la curent pe aici, unde tot aceea se vede în poze? Mai bați unul. Nu au nimic rampă. Da. Mander. Eps B. Mamă, zici că sunt nebun, uite cum mă joc. Sunt Eps, îi aud pe casca stângă. Intră site. Forest și site. La scări e low ar trebui. Te fumă, mă, te uite cu niște probleme multe pe aici, bro. Nu înțeleg ce probleme, dar cu niște probleme. Pică live-ul ăsta. Bă, ați pățit vreodată chestia asta, cea? Luminați-mă, da. Că poate voi ști să se audă, nu știu, dreapta în stânga, stânga în dreapta, gen la cască mă refer. Bă, le aud inversate și nu înțeleg de ce. Bă, mai dai cât, mai fute-le cât un punct, așa făceai și mie, aud, eu când am ascultat muzică, mi se auzea în dreapta lor de stânga, ambele. Mai dai, dam un pula stânga și se auzea normal. Pe aia care erau, da, din Ohio. N-am pățit treaba asta în viața mea, mă mâncați și gura ta. Uite. Este mă așa. Smoke me. B. Rampă ceva. Rampă? Da, m-au zipat. Live grenade! Poate ce fi revenit acum. Unde? Te-ai băgat? Bine, aia este acum. Mai sunt Eps câțiva. Te-ai venit live-ul gata? Nu. A, asta ziceai? Da, nu știu. Mort rampă? Trebuia să-i mid. Are polar, nu te bate. Are polar, mă. Nu, bro, la toată lumea merge prost. Cred că e de la mine până la urmă, dar nu înțeleg care să fie motivul. Ți-ai făcut un test de internet? Da, bro, l-am făcut și de destul de bine. Stai să intru pe RDS direct să-mi fac. Fă-l direct pe RDS. Dacă nu... Să-l trebuie băga să-l am. Să scos cablul de net și să-l mai bagi o dată în PC. Ba, city, mă, ele. E da? E bază. Nu pot, frate, că până... Așa. Mamă, cum te tage cu acau, bă, mi... E T-Base-ul, nu? Și la live-ul tău se mișcă care prost, mă, nep? Și tu când ai făcut live să mișcă prost? Bă, eu mă uit la alt YouTuber acum. Și se mișcă bine. Înseamnă că se poate să fie de la tine, nu de la YouTube. YouTube-ul de căcat. Fii și zise că nu-i de la YouTube și bun, YouTube-ul de căcat. Mare de malea, dar cred că de-abia a venit de pe WC-ul. Deci la download, fii atent, am 853 de mega. Și la upload, spun imediat că încă face testul. Oricum undeva la vreo 900 de mega. Rampă low. Țin eu, Deci de la net nu e. Ideea, mă, ideea.
Dacă vrei să mă asculti pe mine, eu aș băga din nou cablul de net. Să scoți să bag din nou cablul de net? Da. Popularul. Dar durează. Asta e problema. Ce dracu durează? Pe B1, du-te pe B1. E B-ul liber. Am auzit ceva mic, cred. Uite și Nebnep e live și aici un abonat că îi se blochează și lui. Poți să intri și la Nebnep un pic? Sigur, intru, că n-am încredere că pot. Vedeți că e bătaie pe B, teribilă. Na, că mă bate cu pistolul. Unul vine din A. Mai era încă unul. Bine, îi merge? Mie nu mi se blochează la el deloc. Okay. Ciudat e că eu mă uit pe telefon la live-ul meu și nici mie nu mi se blochează pe telefon deloc live-ul meu. Merge perfect. Deci nu, asta nu. Păi, nu se vede, bro, ha? Da, e sesizabil. Ia, stai să mă uit acum. Ai făcut restart ceva? Nu, stai. I-am doar, am schimbat niște date în OBS. Am închis stream-ul și am deschis altul. Gen, știi? Deci nu, la Depnep mie merge perfect. Mm-hmm. Și la mine în continuare se blochez. Intru la tine imediat. Poate, da. Go, go, go. Da, nu știu. Unul power. Deci nu știu ce să-i fac. Da mă ele mă. Bă, da ăla bro. Dă-i pe mine. Merge mă tată. Nu știu. Pisipă că merge bine mă. Îți aude căștile indă-l. Cum ai reușit? Nu știu mă mâncați și gura ta, nu știu. Le-am și închis, le-am deschis. Păi nu te uite dacă le-ai invers puse pe cap? A, bravo mă, ia uite mă unde era. Bă, să-ți dea ăstea Oscar-ul mă și să-ți dea premiul Pulitzer. Când trebuie să mă întreb căcatul ăsta de întrebare? Le-am bine puse pe cap. Eu știu, bro. Cât de prost mă crezi? Nu, e mă, sunt bine puse, dracu. Au luat-o ele, Belengero, acea razna. Înceamnă. Poate pe nu are dreptate. Hai pune-le invers, bro, și gata, rezolv problema. Nu, e vreo, sunt puse. Sunt puse ca de fiecare. Da! Da, pune, chiar pune-le invers și după aia. Păi să știi că le întorc invers putemași pe ele să mă put. Am stau incomod invers, că ele sunt făcute să nu stai așa. Ia. Ia să spui dacă uză invers acum. Hai să vedem. Ce-ar fi să inverseze iar? Ar fi ceva fenomenal. Da, what the fuck, ce nu i nu mai pe lângă ele, am tras coane. Ia zi, se aude inversa sau de normal? Cred că e ok acum. Ah, da. Vede bine? Da, e unul jungle, nu? Se aude prost, rău de tot, dar e mai bine, gen că... Andreea, ce faci ăsta singură, frate? Poate să vină prin kitchen. Se ascund kitchen. Oh, genius. What? Bă, las-o, dracu. Bă, credeam că ăla-i... Bă, dar se aude prost, bă, nu pot să fiu cu căștile așa invers. Te aude jocul, bă, Budinca. Budinca, întoarce tu căștile invers, Budinca. Bă, mai pică căcatul ăsta de live, bă, mâncați și gura ta, că nu știu, bă, ce se mai spamă. O să-i scot cablul ăla după ce termin meciul și aia e. Îi fac pic rampă. Dar ceva s-a întâmplat oricum, bro, pentru că... Bună. Pentru că mie mi s-au schimbat și lumile de la unitate. Nu știu, o fi un plan nevastă, am făcut ceva din prisul. O să-i dau cu tot. Te pup, eu nu te pup. Da, 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 aici cu loc. Stai o secundă că am niște probleme majore, termin meciul ăsta și imediat. Mamă, palat. Palat, palat. Uite, acum la out city pe unul.
City nu-i nimic. Acum se aute, se aute în dreapta dreaptului, ești nebun? Mă bat al meu! Fire serpentul ăla iar tău. Da, aveți răbdare, că terminăm meciul ăsta repede și după aia închid calculatorul și-l deschid din nou. Uite-ne. O să mă așteptați un pic. Budică, dă-ne și nouă parte, bro, că nu vedem. Da, știu, știu asta, bro, știu asta. Știu asta, o să rezolve imediat chat. Lasă și tu un mesaj fix acolo că după meciul ăsta o să dau un restart la, la PC. Salut, salut, Ivri. Mă, cât timp am până când pot să... până îmi iau bani? 2 minute. Plus 2 minute la pauză, dacă dau intrig. Bun. Dați, bro, și voi o pauză și dau și un restart de la PC. Dacă mă apuc să mai închid din astea după aici până una, da? Bang. Bang. Cât costă? Undeva la vreo 600 de lei, ceva de genul ăsta. Revin imediat. Păi să sperăm că am revenit. Stați o secundă. Să sperăm că am revenit și că e ok. Acum am deschis din nou PC-ul. Mama măsii de treabă, deci dacă nu mă enervează treaba asta, mă dă peste cap total. Vedem dacă pot să mai intru în CS acum. Dacă mai sunteți pe aici, să-mi spuneți și mie dacă se mai blochează. Fereche. Ai intrat live din nou, bro? Da, am intrat din nou live. Da. Dă-ți dar da, el la ferica. Dacă vrei să-ți cumpăr altul. Te vede negru. Nu, sau dai, nu mă te vede negru să... dacă n-am jocul deschis. Bine. Asta mă. Să-l dai mid, bro, nu la mine mână. Hai, dă-mi. Pele, Doamne. Bă, mie nu mi s-a blocat deloc până acum. Voi cât mai aveți din meci? 7-4 de-abia. Păi mei, e scurt, mă. E scurt, mă, nu-i lung. Deci nu se mai blochează la tine, ai zis. Nu. Acum se blochează la mine pe telefon. Nu știu dacă e neapărat de la, de la OBS cât poate să fie de la YouTube, nu știu, în situația asta. Poate am eu o problemă, gen, știi? Nu cu OBS, nu, și poate YouTube are problemă cu mine. Mă, poate a fost doar nevoie de un restart. Da, nu știu. Jungle. Ce-a restul? Rezolvă multe. Te vede ok? Până un alta? Short, unu. Short. Da, mai bine, nu se blochează. Te vede ok. Bun, m-a anunțat dacă da, se blochează. Mersi mult de tot. Ai văzut recare minunăția asta de aici din spatele meu? Da, bro, cum nu. Frumos. Pernucă tot ce trebuie aici, frumos. Un căl e gura lui. Mamă, de ce pai de capul meu. E tomă, n-am avut în viața mea așa ceva, ce, ce să mai zic. E ce trebuie, bro. Altceva, păi până acum mă durea curul de două ori. Da, mă, frate, Achiris e tot. Bă, acum, deci mie mi se blochează live, acum nu te cred. Mi se blochează mie, personal, acum. Vă mulțumesc mult de tot. Mie mi s-a blocat tot timpul. Ia. Bă, stai să văd dacă și căștile și-o fi revenit. S-a blocat toată? Poate fi de la mine. Shot, shot. De ce mi-a flashbang out. Ia zi, Pedule, zi tu o părere. Se blochează și la tine? Mă, se blochează în ea. Stai să... Da, mă, că mi-a dat skin dacă tot am pierdut meci. Deci tot se blochează, nu? Să zic, ia-s-te. Da, tot mai fuge.
Da, am început să-mi fugă și mie. Dar a fost bine, bro. Un minut. Un minut, dar? Ce dracu se tor să-i mai fac mânca, vă-și gura voastră, că nu știu. Nvidia e pe Nvidia. Setările sunt la fel de nobiesc, că n-am schimbat nimic. Acum am schimbat ceva, am dat o calitate un pic cuz mai mică, gen, știi? Dar în rest, absolut nimic n-am schimbat. Da, dar nu-i neapărat să fie de la setările tale. Mai sunt momente când se întâmplă asta la YouTube, pur și simplu. Aia mă gândesc, dar tocmai că sunt youtuber care fac live acum și okay, merge bine. Un coleg de-al tău youtuber. Îmi zici, tata, ce jucăm, cum jucăm, ca să știu. Ce era cancer, zic că mă să fumez o țigară când vine să-i dau o palmă la monitorul ăsta, știi cum, să-l arunc în perete, mă enervez te liber la treburile astea. Ce zici? Am scaunul altul vechi, dacă nu mă apuc de el, îl fac bucățele, nu că trebuie să-l dau, trebuie să-l dau lui bunică mie. Deci n-ai cum așa ceva. Și normal, dacă aveam probleme sau asta, trebuia să-mi apare aici la Dropped Frames, știi, pe OBS mi-a apărea ceva. Da. 0,0% n-am nicio treabă, 0 Dropped Frames, niciuna. Ne simți ism. Bro, nu știu dacă e neapărat de la YouTube, poate e de la mine. Dar, pana mea. Uite, acum pe telefon mă uit, nu se mai blochează. Ce-a mai pățit treaba asta odată? Eu, de exemplu, am văzut că rămâne, pentru că se tot încarcă live-ul de 100.000 de ori, rămâi cumva în urmă cu live-ul și atunci normal că ți se mișcă bine. Dar dacă ești în timp real, se blochează odată okay. La 10 secunde sau mai puțin. Ok. Bă, la un coleg de-al tău YouTuber nu se blochează. Da, deci înseamnă că e problema de la mine cel mai... Na, nu știu ce trebuie să-i fac. Chiar nu știu. Netul se mișcă bine, restart i-am dat... Pula mea, noi să fim sănătoși. N-are ce faci. Penele sau care trage pe Alex, să nu scrie pe așteptare. Îl trag eu, bro. Hai, să-l vezi. A plecat. Salut. Salut. Salut, ce salut, că mai am niciun chef de nimic aici de muncul ăsta. Ce morții, mă, tiai, mă, ce vrei? Ți-am luat și placă video de-aia bună, ți-am luat pe morții tăi. Cum ar fi, ai pedepsit calculatorul, cum ar fi? El mă pedepsește pe mine, aparent. Da, nu știu ce dracu-i. Răspunzi o țigară că nu mai pot. O fi de la procesor? N-are adică procesor e la 20% acum lucrează. Asta că am live-ul pornit. N-are nicio treabă, nu e nicio chestie. Eu chiar nu știu ce. Măcar dacă s-ar prăji cu totul, să știu și eu o chestie, bă, s-a stricat pe morții măsii ceva, știi? El pui, nu mai ai nevoie de aragaz. Să se ardă ceva la el, să iasă fum de undeva și atunci știu, bă, el a ieșit fum de coloșa, de coloșa e problema. Dar așa nu știu care dracu e problema, că nu știu că se dau tot pe toată, dar nu mai mă fumez o țigară că mă îmbolnăvesc de nervi. Revin în 2-3 minuțele. Dacă nu revin, înseamnă că am spart calculatorul. Dar o să ocolesc placa video pentru că e destul de scumpă. Restul, duc că se popustiu. Mă întorc imediat. Vă las cu o muzică dacă nu s-o bloc așa. Dar o cânta și voi, minte că o știți pe de rost oricum. Sunt de la curier, ham, am o comandă pentru el, ham, e momentul oportun, împachet o bombă, e gata să facă boom, ham,
Bă, sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă bum. Am ținut expres să mai dau o bombă cu care lovesc. Bă, sunt de la curier, am niște gloanțe unde le livrez. Am armură peste tot, nici în cam nu găsești locul. Nu vreau nicio țintă, telescop, vă dau noscop. Sunt câinele de rasă, tu faci tam-tam, hai treci în casă. Uite cât sar în sus, 5 gloanțe din nou apasă. Direct pe capete, n-am arfe, bre și lovesc tare. One way direct pe mid, inamicii o dau tare. Și nu vă latru asta, trebuie să o țineți minte. Câinele care latră nu mușcă, deci fii cu minte. Eu doar tac și fac, mă urc pe scară și vă trac. Cu răspalatul de prințesele ce vin cu mac. Toi familii pe zonă ca băieții de elită. Tragem tare și facem legea versus orice echipă. Nu e loc aici dacă ești toxic și nu vrei să-ți arăt cine e șeful câinilor de pe alei. Ham, 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 vă sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă bum. Ham, 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 vă sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă bum. Avem misiune să dăm rank up în fiecare seară. Dacă îți place ce fac, hai cu like, n-o dăm în pare. Nu-mi spune cuțu că nu-s vreo maidanez de pe stradă. Vin cu haita mea de rasă, distrugem orice brigadă. Am creat și pentru voi tricourile cu toi. Nu pentru faimă și nici pentru câteva foie. Greu să baci muncă și live-uri seară de seară. E pentru susținere și pentru cei ce vor să apară. La mine în clan vreau să fac un atelier unde orice câine vagabond va ieși șmecher. Va avea titlu de titan, minitoi sau legendar. Campion pe stradă și suprem fără adversar. Mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc din plin. Pentru visul cel trăiesc și fac totul așa de bine. Peste 1000 de abonați sunt puțin, dar pentru mine e important să fiți doar cei ce se diferă de mulțime. Ham, 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 vă sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă bum. Ham, 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 vă sunt de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. Împachet o bombă, e gata să facă bum. Sunt băiatul de familie care rupe gura târgului. Toi mi este numele, sper să fac față jocului. Piesa de rezistență e familia pentru mine. Nevasta mea în jocul ăsta e cea care mă susține. Pentru mine e for fun și îmi iubesc comunitatea. Sunt sigur că oricând este acolo să îmi ia partea. Am în mână USP-ul și le trag direct pe țeastă. A plecat iară și un ace, desigur eu spun că-i casă. Știi bine și tu câinele care latră nu mușcă. Dar dacă m-ai supărat, fi sigur te bag la cușcă. Nu mă compar cu nimeni că nu-mi place competiția. Mi-a de ajuns un live pe seară ca să-mi descarc muniția. Daniel Stoica sunt eu, reprezint streamării care fac totul din pasiune până se duc la culcare. Sper să vă distrați aici cum fac și eu de fel. Pentru unii sunt nimic, pentru alții sunt model. Dați-mi USP să iau rundele. Toi îmi este numele. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Nu-s vreo percenar, dar m-am născut în Berceni. Sunt mai dulce decât orice pepene de dăbuleni. Iubesc ceea ce fac, mă joc 7 zile din 7. Ca orice jucător îmi place aca. Te pup, Unlucky, te pup, te pup. Băi, am revenit. Nu cred, mie pe telefon mi s-a mai blocat deloc. Și am intrat și am ieșit de pe telefon de o grămadă de ori. Dacă acum începe să se blocheze iar, înseamnă că nu e o problemă cu absolut nimic decât cu mine. Tot mai sus ce ai scris, imediat mă uit. Imediat verific, imediat verific. Tuc, 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 mamă, cât a scris! Câtă sus să văd? Câtă sus să văd? Ai uitat de mine? Cum să uiți de mine? Ai fost la muncă astăzi? E prima dată când te duci, gen? Sau... A fost fain? Mă bucur că ți-a plăcut. Mea. Mai scrie-mi o dată. Mai de la Hola, da? Mai scrie-mi o dată eventual dacă mai e altceva din ce poate n-am citit tot. Ce a fost prima zi astăzi? Mă bucur, mă bucur. Ai și băiatul ăla, Alex.
scuze că sunt un pic așa, dar tot avea probleme, live-ul tot avea probleme, astea am scaun, ce trebuie, ce trebuie, aude scaun, aude scaun ce am aici. Hai că intru și eu acum, mai dăm drumul la un 5x5 sau panoramă de asta așa și după aia mă mut cu fratele meu. E de Androma, nu? Da, 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 hai că intru și eu acum. Păi, ca să știu, deci pot să-i dau drumul la live, jucăm, da? Da, bro. Ok, hai că revin. Dacă dorm pe el, direct. Păi e mai bun decât în patru. Am revenit. Că și salteaua mea asta, că am dus braille așa un pic, adică ăsta este... Merge totul bine, toi? Nu știu, frate, dacă se mai blochează acum, voi să-mi spune. La mine nu. Nici la mine. Deci, nu e de la nimic altceva problema, cred că decât a fost o chestie de la YouTube, poate... Puteți pe server? Poate strict a avut probleme cu mine. Inverez pe ciun pe tura de noapte? Nașpa. Nașpa. Băi, am nevoie de unul care să fie și cu mine la încălzire, vreau să verific ceva. Dacă merg căștile cum trebuie acum. Nu mă îmbună. Nu. Ia, du-te, mergi pe stânga, mergi pe stânga. Da, mă, da. Dau pe stânga acum. Altceva. Și ia și pe... Da, e perfect. Și a revenit! Chat, suntem în viață, trăim! Putem aș pe el de calculator, de toate alea, mamă, ce m-a disperat. Mare de înșine, mare. Dacă l-am ținut un an, glumești. L-am luat pe... Da, ca un an. Aproape un an. Acum, în decembrie, făcea un an. Pentru cât e? Da, băi, e un live un pic mai prost astă seară, dar aia e, până acum. Acum ne revenim. Nu, e chiar foarte bun, credem. E foarte bun, a? Mie merge bine. Nu, acum da, acum nu se mai blochează nici la mine absolut deloc, merge impecabil. Mai am încă o chestie, frate, nu știu cum să-i dau la unitatea asta, iară să-i dau lumina mov, așa, știi? I-am dat eu după telecomanda asta, i-am dat și 3 picioare și degeaba, nu mi-e să nu știu. Nu, n-a mers schema cu picioarele? Păi nu știu, bro, că pe telecomanda asta aici am 3 butoane, un roșu, un verde și un albastru și mai sunt câteva pe aici, ele... De color. Trebuie să le combin eu între ele. Combin, să faci paletă de culori, da. Bă, dă-le, dracu, păi și eu de unde știu acum ce sunt ăsta? Pictor să știu eu cum fac movul. Da, mă, dracu, albastru cu verde, nu? Albastru cu verde, sufletul la vreau. Albastru cu roșu? Bă, nu să că ai apăsat pe albastru și pe verde de culoare pe buton, nu? Bă, ce dracu să-i fac altceva? Că n-am altfel. Ne uită. Mai râde, male. Bine, că astea pot să le fac eu și după aia. Aha, de ce dau fan plus minus fan auto. Dăm pe auto, tată, că știe mai bine. Măcar să meargă live-ul. Lasă. Bă, aparent live-ul merge. Aparent live-ul merge. Nu mai pică, nu mai nimica. Numai alea, numai alea. Apăs pe toate? Pe toate am apăsat mai devreme. mod. A, gata, mă, am găsit, mă. Gata, mă, la... Băi! De mâine instalări de Windows la mine, mă chemați. L-am făcut. Ok, tăi, să știi că vin special la timp. Vino tot. Vino. Pirată, tu glumesc că nu piratăm. Aici, cel puțin, la mine. Opa. Nu se piratează. Eu tot ce am original. Sincer. Haide, bro, intrați pe server? Majoritatea suntem câțiva din noi. Văd. Merge și la Payne și lăsați pe acolo un like, o abonare. Pune și tu canalul lui aici, Swift, te rog. Mă simt și eu util pe live. White, yellow, tu ești util întotdeauna, bro, ești fratele meu. Vino cu a, stai aici la gard. Stai, nu da. Că mi-a ieșit din counter Vegas-ul. Da, bro, intră pe Discord, dă și tu o abonare aici ca să fie treaba la băiatul. Intră pe Discord, dai Discord în descriere și poți să intri. Intri pe Discord, ce explică fratele tău aici? Punk. Nu da în mine. Nu mă auzi, am ieșit nebun. Ia zi, tata, jucăm, ce facem? Jucăm, tata, cum ce să facem? Jucăm acum. Hai că intru și abonat? Ok, bro, intră pe Discord. Arde, mă, ale.
Dați și voi un like la linkul de la pus acolo, record. Cine e gherțoiul ăsta? Ai tu mare. Bun. Așa, nu-i de asta momentan, intrați toți pe server, păi toți. Da, nu, că... Acum bag și-o... Nu avem admin pe server 3, să facă zătării. 2, 1, 2, 3, încă. 4, 5, 6, ce, 7, 8. Deci suntem 8 pe Discord. Nu, că am pus eu până acum, intră și ta AFK. Suntem 5 în counter pe Discord. Stai că e cu gulanță, am uitat. Minus. Că 2 nu joacă. 2 nu joacă. Hai, încă 1. Hai că intru și imediat. A, deci tu mai ai de intrat. Ok, da. O să intre și White Yellow. Nu pe canal am fost trimită. Te pun, mă, Mihai, te pun. Zici și lui Mihai să intre. Ia uzi, Mihai, hai și tu la o joacă. Intră și frate meu. Ah, că ne strângeam aici imediat. Acum câteva zile că am prind 20 noiembrie. Te pup, bro, te pup. Hai, tata, să terminăm meciul repede, bro. Să dăm drumul repede la meci, că după aia să intrăm pe PUBG-ul ăla. Băgăm un meci de stat scurt sau nu, nici nu mai știu cum e. Scurt, e scurt deja, e scurt deja. E lung, bro. Unde-l vezi pe tu lung? Stai, că-i pe-și pe-o. Iar văd MG Elite-ul ăsta. MG Elite-ul ăla? Mai las. Get back! Ești la voice-ul, nu? Păi nu le mută-l și tu de pe voice-ul, nu? Ce ne-a să spune? E... Schizo. Da, mă duc și aici. Ala-i adus tu. M-a dus, mă, păi. Mersi. Nu mai dat alt tab, tu joc acolo. Te pup, bro, te pup, Marian. Ia ziceți, vrei ultima pe asta sau schimbăm? Lasă-o pe asta. Lasă-o pe asta, bă, nu știu. Vrei să băgăm Inferno? Dacă vrei, băgăm Inferno, nicio problemă. Bagă Inferno. Andreea, vrei partajare? De la tine? Acum? Mine, dacă... Ai văzut, bro, s-ar putea să fie schimbat runele pe CS, pe CS, da, pe LOL. Mamă, n-am mai jucat LOL de când eram copil, mic. E pe LOL schimbat? Mulțumesc, Marian, mulțumesc. Bă, da, acum la ce dragi mi-am făcut mai devreme cu live-ul și cu asta, cred că dacă joc ăla, cred că chiar pleacă monitorul pe-n perete. N-ai tu pe-o. Păi n-am. Că mă bate nevastă-mea. Râdem și noi, fii atent, la coce se goa IP-ul de la server. E pe server, e pe server. Ai pe server? Ok, stai că o să mai pun eu încă o dată pe coce se goa mai jos pentru celălalt care intră. Hai, tata. Merge și căștile, merge. Merge secundele cum ar ce bahoi, merge, merge. Merge secundele. Mulțumesc frumos, Marian, încă o dată. E Marian pe la tine, pe acolo? Nu, 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 e al Marian. E abonat nou. Auzi. Marian e la Facebook. Să-ți trăiască. Să-ți trăiască, să-ți fie acolo iubit. Stimă și respect. Respect. Marian, dacă vrei, am în descriere acolo link-ul și de la tata tău, dacă dorești și ești băiat bun. Să lași la el o abonare și un like. Mersi, peidule. Haide, mă, că dăm drumul la meciul ăsta, gata, că e ultimul meci de CS, după care mă bag pe PUBG cu fratele Wrecker, cu Dea și cu Painu, după care închid live-ul, mă bag în pat, că o să mă bată nevastul dacă vine acasă și n-am voie la calculator, că-s pedepsit. Ia uzi, o să intru și la tine, aia zi, Marian. Ești pedepsit? Te pup, bro, mersi. E, glumesc. Nu sunt pedepsit, că mâine vine comandă de la Notinul, nevastă mea. Oh. Și m-a întrebat, poți să-mi iau și eu? Da, poți. Și a zis, mulțumesc. Ești că n-am primit nimic de moșnicul mai bine, glumesc scaunul ăsta. Și mulțumesc foarte mult că ai zis că o să vă zic cu scaunul care e treaba, suntem 6 pe live, acum vă zic care e treaba. Mulțumesc extrem de mult Achiris pentru scaunul ăsta și mulțumesc foarte mult lui Andreas pentru scaunul ăsta. Băiat de băiat, Andreas, bro. E fratele meu pe bune și nebun, chiar e fratele meu pe bune, n-am nimic altceva de zis, decât vorbe bune și atât. Nu credeam în viața mea, Coane, că o să cunosc un om așa, pur întâmplător, și că o să-mi prietenesc cu el atât de tare. Mersi mult de tot, Swift-ule, te pup, mersi. Același lucru pot să-l zic și eu despre tine. N-ai, bro, ești nebun. Nu știu. Nu credeam că sunt așa oameni mișto pe YouTube. Nici eu. Eu mă duceam pe la Han, mă, mâncați-te și curat. Mă duceam pe la Han, pe la Maria și Ion, pe regie, pe la alea. Mai mișto aici pe YouTube. Stăm alea, mai stăm pe scaun frumos.
E o pasiune la fel de costisitoare ca ești și tu, bro. E mai costisitoare decât ești și tu, că la ieșit mă mai fentam, mai mă făceam că n-am, mai luat un tovarăș și o bere, mai dalea, mai ciupai de acolo, de acolo. De la George of Games? Auzi, de la gras ai venit? Îl popici. Bă, ăștia suntem 4v4? Da. Dă-i, bro, acolo, dă-i, fă-i, dă-i scramble, dă-i toate alea. Mersi, Swifter, mersi. Vezi cât de scramble dai încât să piști tu cu mine și cu Wrecker în aceeași echipă. Păi le facem dacă nu e. Dă-mă acolo până mâine, zi-mă dacă e. Mi-a făcut bunica mea poftă de zacuscă? Deci... Îți place zacusca? Ia, vezi cum a picat. Da, da, da. Mă mut eu dincolo, da. Da, da, da. De fereca la... Se mută fereca la... Vezi că e cel mai dulce fereca. Da, și cel mai prost. Mă, vezi că s-o suși pe treaba asta, mă, s-o suși pe treaba asta, dar chiar e dulce, băiatul. M-a ajutat de multe ori cu o grămadă de chestii. Dar totodată te mai enervează pe creier. Bun, hai că ne venim. Acum nu mai vorbim de trădătorii care pleacă la Psycho. Ce facem, îi dăm start? Da, deja. Bine, acum dacă mă întreb pe mine oricum, Budincă, zici că e ajutor de câine lup, adică n-ai nicio treabă. Hai. Hai, mutați-vă mai aici. Păi, Budincă... Schizo. Unde-s mult? Ca așteptare, bro, ca așteptare, da. A dat șeselul, mă, Budincă, oare? Chiar Pepsi și nu are Coca-Cola, mie îmi place mai mult cola acum decât Pepsi. Îți pune un băutor de Pepsi de ani de zile. Treaba asta. Hai, tată, o, mă, unde veniți așa? Am uitat de la asta. Atât, te duceai pe B? Da, mă, ce la B. Bă, doi cred că au la mă mare. Ia o stată, Marian te știe și pe tine, și pe FRK, și pe George. Da? Da. Coie și nasul lui de băiat. Unde e al nostru la altul mâncaia? Și uite-l aici. Trebuie pe aici. Mi-a dat-o, i-am dat și eu. Rămâne pe CT? Da. Unde jucați? Hai, tată, mergi frumos, mergi frumos, tată, mergi frumos. Bă, eu joc acasă, eu sunt de acasă. Hai, chiar cu 50 de like-uri și dați acolo abonările alea puternice să facem aici treabă bună, să facem 1400 de abonați, să dăm Handora acolo din nou. Că pe inulare și ai zis că e ce trebuie, ai zis că e ce trebuie. Bă, material așa bun și bă, nici nu-i subțire, ca lume. Mamă, doi abonați unul după altul, vă pupi și mulțumesc de abonare. Aia zic. Hai, și dacă mă mai facem așa, dacă o ținem tot așa... Ce? Vomit. Nu vedeam. Vin la previn. Vomit eu. Și eu la fel, că am dat 24 în el. 24 am dat în el, dacă e. Uite-l pe Budincă, deja m-am enervat. Stai spate la 4v4. Ce dracu are lampa asta? Tu a trăgit cu paharul de masă și a pornit lampa mai tare. Oi, ale. Doi, am spirit în casă, am spirit în casă, chat. Eu n-aveam sunet la joc, ești nebun. Nu înțelegeam de ce n-aud. Mi-era frică să nu mai ia din spate. Hala tata, bea, vine nevastă mea acum, bag o ciorbă. Ce ciorbiță? De fasole, cu afumătură. Ieri am primit de la mama, am primit donație. O găletușă de aia de iaurt plină de ciorbă de perișoare. Dacă n-am mâncat cu nevastă mea... Dar nu cred că stai aici. Asta e Cărmin, mă. Mă duc la tăi puțin. Du-te, Mariane, du-te, lasă-i like acolo, vorbește cu el, tata meu. Ce-a făcut, mai ieșit ăsta? Mamă, doi erau. Oare se bagă la bără? Mamă, bă, ce pula mea, că deja mă enervez. Aia zic. Doamne, să-mi bă, pula. Păi stau 100 de ani acolo. Of, n-ai cu cine. Auto execuție. Joacă ăștia zici că-s la CT, nu la Tero. Nu, zici că acum dau, uite-te, asta vreau să te vorbim. Pup, Marian, te pup. Mă, ce? De bendeac? Ăsta trage random prin smoke. Deci și tu zici că se mă cu bendeac, mă, mâncați și gura ta. Mă, Unlucky parcă maică ta zicea la fel, nu? Că se mă cu bendeac. Să dea Dumnezeu să se mă din toate punctele de vedere cu bendeac, mă refer și la bani. Și la bani mă refer, dacă e. Păi nu știu, asta am întrebat și eu de ce să te întrebi, dar nimeni nu mi-a răspuns. Nu știu, cu cine era? Era un băiat. Pegasus.
Eu fi picat netul sau ceva, că nu-l face el de-astea. Păi, te-ai văzut. Bă-te-l, bă. Hai! Neața, la vine, neața. Nu știu ce nu mai merge bine, să mă pun pe mut. Gen, acum am auzit, nu? E la ia pe asta, că... Nu, ține-o, 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 ține-o. Dacă am potrivit Bradu, fratele-i tot de pe 1 decembrie a făcut Bradu. Ce vorbești, nenorocire? Îmi place așa trebuie, să fie Crăciun, să fie alea, tot anul să fie Crăciun, din punctul meu de vedere. Mamă, 15 like-uri. Pupici, pupici. Vendeac, uite, vezi, da, tot vendeac îmi zice. Vende. Ai umbrăzut micul luminițe? Păi și al meu a fost mic, dar i-a mai pus apă la rădăcine și a mai crescut un pic. Mâine, mâine podobești Bradu top. Bă, salvează, frate, mi salvează. Zic de video, ai zis că e bine cum se vede, nu? Se vede bine. Ok. Da, acum depinde și cum s-a văzut pe live, gen, știi? Ați zis de editul tău? Poftim? Edit? Sau de ce zici tu? Nu, gen, uite, eu fazele am luat după live la băieți, dacă se băieții bine, au bro, calitate se vede bine, bună, se vede s-a văzut la fel, știi? Se vede bine, bro. Nu se vede ca pe live, dar se vede bine. Bro, ca pe live nu se vede, din păcate. Ia tigaia aia, că o să-mi trească pe PUBG mai târziu, ia tigaia aia. La aia m-am gândit, la aia m-am gândit, bro. Frate, mi-o dai și micio? Da, bro. Mersi, frumos, te pup. Da, mă, eram dezechilibrat, acum o să fie win. Băi, Marian, n-aș ce să zic, mâncaia și nasul lui de băiat. Dacă vrei să vorbim despre ceva, fratele tău e ca un mini-doctor, te ajut. Dar nu, să, nu lăsa nimic ca să strici o sărbătoare frumoasă, cum e Crăciunul. Bă, ce pușează ăsta, mă, mâncaia și ești curată. Dar ce level are băiatul ăla? Are level 10 vezi? Nu știu, frate, ce level are. Noi, bot. Deja sunt singur. Noi să-l omorâm, că e... Par, da, vreau de tot. Ori asta, ori ni s-a luat de CS și vrem să înceapă mai repede. Îl cheamă Mădălin. N-ai, nu. Iar îmi trage la prinsul. Aia zic. Ori mi s-a luat de CS și m-am... Nu știu, mi s-a dus așa să văd la 7 Days, dar e că mi s-a dus, adică îmi place jocul ăla. Dar tot n-am să înțeleg, explicați-mi încă o dată. De ce dacă te atacă zombie și ești pe moarte, trebuie să bei cafea? O, rămă asta dacă nu. Adică... E singura chestie pe care eu nu înțeleg la jocul ăla. Că, pula mea, tot în jurul tău se dărâmă, vin zombie, o grămadă nenorociri, dar tu bei cafea. Mă, las-o, dracu. Ia stai, mă, că stau în site. Nu mai puțin. Bolan. Da, du-te, mă, mor. Da, puțin în foc, dar nu mi-a dat pic. Cum a plicat mă de la... E la Lenny, la Lenny, acolo e. Trebuie să fii activ, bro, pe live. Ca să primești moderator. Bă, ești short. Hai că am tras și eu, coane, am vrut eu nou scop. I-ai dat hit? E bomba la noi, bomba la noi. A, bă, i-am dat, lor. Sau nu? Boiler. Vine mid acum, mid. Bravo, mă, frate, mă. Băgaței. Iar, mă. E slab jocul, mă. Am un kill. Eu n-am niciunul, cred că. N-am niciunul. Mamă, ce petarde este mâncate și gurate. Uite, 3-3-1-0. N-au, bro, e foarte bine, bro. Foarte, foarte bine. O cheamă, o cheamă de aia, pala. 3 rampă, 3 rampă. Vezi? Sunt 2 cu apă. Bă, iară singur, mă? N-am mai văzut nimic, știu. 2 jumate, bro. Mi-a costat la de mâine, dacă nu m-a omorât, tu mai ce-mi vrea că n-ați dau ăla. Bă, hai să mai, dacă tot jucăm prost counter, măcar dați voi acolo să ajungem la un 50 de like-uri, încă 4-5 abonări și e treaba treabă. Mi-a dat Molly, uite-te la cinque, el de trans. 5 e, 5 e, 5 e. Salut și oimule, respect, bro, te pup, ce faci? Încă unul low. O... Ultimul low, în jumate. Era în spate, bă, what? Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pup, băiatul meu, te pup, te pup, dar te la pup. Ce, avea misiune în bază? Sau s-a dus acolo tot sitiu și s-a întors în spatele meu? Nu știu, tata, mergem la... Acolo tot sitiu.
Să ne ia la ăștia, la major pe noi. Da, da. N-avem, n-avem nicio treabă astăzi. Eu, măcar să mor și o găină, mori. Eu să-l mori pe Oli. Ia stai, tata. Stai la prima cutie. La prima? Sau ok. Colo, 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 colo. Bine, vine ceva, vine ceva. Salut, Cristi! Nu ai auzit de mult? N-ai mai intrat, bro, n-ai mai intrat. Bine, bro. La flash. A intrat, la pool. Nu-l văd încă. E bază, peste mine. Minus 94. Dau flash. Mai încarc, încarc, încarc. I-am dat hit. Are bomba, mă? Da, mă, dar era în ruine. Se duce la prin city, a trebuit pe timing. Nu? A pierdut pe hartă. Avem hit. Doamne, ajută. Ai fost cu luna asta? Cu Black Friday-ul, cu alea, cu alea, cu alea, ce să mai zic? Știu, 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 știu cum e, știu cum e. Să fac raportul. Păi da, după aia îți dau faction urn. A, de tată! Nu te-ai și pic acolo, bro. Poate a firar casa lui Edric. Flashbang. 50 ani, bravo, 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 e bine, e bine. Măcar dacă l-ai scos pe ăsta tot, e bine, sunt mândru. O șaorma digitală, bun, 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 bun. Gata, mă, a cui atunci? Îi batem acum, vai de capul lor. Stai să vezi, stai să vezi. Cum adică am lag destul de mare? La ce? Și că am lag destul de mare. Da, te pup, fratele meu, Andreea! Te pup, bro, ce faci, buncaia și gurale de bani. Altceva din toate punctele de vedere. Dacă nu m-a lăsat pe spate așa, mă, și ia cam, cam ia somnul așa un pic, sincer să fiu. Mă uit pe telefon și mie merge live-ul bine și băi, ce faci, bro, ce faci? Îți merge live-ul prost? Așa zic ei, da, mie. Na, mă, ca să vezi acum. Te iubesc, mă, te iubesc, bro, te iubesc. Cum stau în el, mai bine ca în pat. Sincer, mă gândeam să-mi iau un scaunul ăsta și la mașină, bro. E, că mă uit pe live sau cum să zici. I-am dat cap. Uite, familia mătii. Ce faci, ai venit acasă, bro? Bam, back site. Eu văd că merge bine. Headshot. Bine, super. Ai zis acum? Te pun mâncare. Dacă n-am râs la tutorialul al tău, zici că era Iohannis pe bune, Iohannis. E banana ultimul. Mâncare și gură. Abia să jucă cineva să la casă să băgăm o ciorbică de aia frumos. Dar e... Vedeți la masă amblat? Fii atent aici. Ia uite-l. Ce trebuie? La masă amblat în jumătate de... Nici jumătate, mai puțin de jumătate de oră. E ce trebuie, frate. Chiar e ce trebuie. Abia aștept să vii să iei un cur de loc pe el. Are, mulțumesc mult de tot, bro, mulțumesc mult de tot pentru el. E ce trebuie. E ce trebuie. Tu ce faci, cum ești, toate bune? Andreea, mai ești? Da, acum am văzut. Ăți. Poate merge mai bine acum, eu știu. Uite, banană, molia pasă. Te iubește fratele tău, bro, chiar n-ai de ce să mulțumești. Te iubesc pe bune. Bot mort. Mă, văd că merge bine, am mai făcut eu schimbare. Banana? Nu e, nu e. Aolo. E 1-14 la mine până apartamente, stai așa ușor. Stai ușor, stai că tine la acolo. Da, e fereche, ferecheie. Banana, nu. Ăștia nu și-au utilități, bă, frate. Site sau și lung, unde? Unul lung, unul... Ferească Dumnezeu. Lasă-mă, Cristi, unul pasă. Vezi că mă bag site, grijă short. Lungul, nu? Ține short-ul mai bine. Auzi la el, doamne, ăștia, dacă ar intra și imigen, fac infar la ficat. E plătecă, uite. Mort. Aia zic. Bro, dacă mă simt bine duminică și nu am probleme cu ficatul și cu durerile de cap, poate dăm o ieșeală dacă n-ai treabă, poate mergem pe undeva. Pe
Păi chiar, mă, tată, ai văzut, mă, tată, ce reacții frumoase a făcut Andreas? L-am băgat în videoclip? Da. Bă, mi-a plăcut rău, mă. Hai, cu minte. Unul la B, a dat flash. A, bă, nu ultimul, sorry. Unul la B, banana. Biblioteca. Se fac că vine să jucăm 7 Days. Știi ce înseamnă cu bro? Mamă, deci nu mai pot de jocul ăla. Unde e, mă, că mă duc eu la el? O, a fugit. Short. Bine, mă, mâncava zbura voastră. Haide, mă, să trântim aici un 50 de like-uri, ce Dumnezeu face. Încă două like-uri s-au făcut acolo cum trebuie. Hai să-i bate, alo. Câte elo are, mă? 2100. Vomit. Cine are 2100 de elo? Pula mea intră la ta asta, mă, dacă are 2100 de elo. Cam pula mea iau, bă, tu băieți pe face. Păi nu mai știu, da. A, avea. De ce, mă, Ianis? Bă, da, ce grenadă, what? Da, mă, cum a ieșit săracul ăsta pe mine. Cum a ieșit, vezi că era acolo în... în stânga, bravo. Din dreapta. Hai că am dat și eu un molly. Ăsta de ăsta nu știa, pe mine m-a omorât altul. E bomba, e... Bune? Da. Tăbeu, vorba. De ce ai luat Bagban? Nu știam că și Andreea te știe? Andreea, unde? Fratele meu nu că mă știe. E unul Edson, șocolan. What? Păi pe tine te întreb, pe cine să întreb, nu tu ai luat Vagban? Recare, de ce a luat, mă, Ianis Vagban? Bă, a jucat cu coduri. A luat, a? El zic că am luat Vagban și zic de ce? Păi pe mine mă întreb, zice el, pe cine dracu să întreb? De-aia te-am întrebat pe tine. Poate știi tu. Ce mă enervează, bă, frate. Ia zi, bă, Cristi, de ce a luat ăsta Vagban? Nu mai jucați, bă, cu coduri, mă, că de-aia luați banuri nenorociri și astea. E Ianis ăla care ziceam eu că joacă cu cod, nu? Mai loc de un silver sau, bro, ne băgăm pe PUBG după meciul ăsta. Era ăla de suita prin prestat? Iar suntem trei. Da, eu mai știu care e. Dă bomba. Sau las. Păi cum îl scoate? Da, mi-a plăcut. Nu știu că Steam. Deci, o grămadă probleme, bro. Ce-ai făcut, tata? Ai aruncat așa ca un... Dă-l dracu, da, cad, joc fără. Lat în brațe aia aici, ne-mi pun. Flash de pe lungă. Vă pun capră? Da, da. Bun. Vezi că știi unul? Sus pe cutie unul și știi unul. Da, e City. A presat smoke, what the fuck. Te pup, Alex, Alexandru, merge bine pe toate platformele acum, merge perfect. S-au făcut 50 de like-uri, mulțumesc foarte mult pentru treaba asta, vă iubesc, Maxim. Vezi, special. De ce fugi așa, bă, frate? Cine fugi, tata? Mi se pare că fuge stream. Da, și am pățit și eu, nu? Nu merge game capture-ul ăla la ta și filmez cu display capture-ul și cred că de aia. Nu ai jucat cu cod? Bro, înseamnă că dacă nu ai jucat cu cod, probabil că te-a văzut că ești frumos și de-astea și s-a dat. Hai mă, las tot, dracu. Banana pușat.
N-am mă ce mi-a făcut ăsta. Culcă-te la vie, să capre. Window de la sus, balcon. Bine, frate. Pot mă să ieși eu? Ia bă, tata, că l-a omorât pe boschetărelul ăsta mic. Ce mă terorizează e faptul că eu am 200 de frame-uri lejer. Am eu aici și nu merge bine. Te trec pe bomba aia. Și n-am idee ce nu merge bine. Mamă, olicule, mi-ai dat abonare după două conturi. Mulțumim, mulțumim. Păi, tată? Vin. Ia. N-am idee, bă, mă, cavaș. Ieși în pula mea cum e trebuie să bă, pula în tine. Te pun, mă, Cristi, viste. Și mie mi-era dor. Sănătate. Asta botul numai în site. Vomit. Mâncați. Ce zici, cum ești? Bine, bă, tat! Stai cu minte, mânzule, că te-am văzut. Stai cu minte. I-a plecat capul. Îmi iau și unul, frate. Ce, dai tu pic banana, că ai spawn mai așa? Da, bine, bro. Ce facem ăsta? Ce tot scrie pe acolo, mă? Dați-i, mă, sorezi și-l dă tot pe Ianis, dacă voi vă mai enervează. Mai e și copil, frate, mor de voi, sunteți copii și vorbiți așa. Nici n-am văzut ce ați vorbit, dar oricum, nu știu. Hai că pic de 2100, el a fost ăla. Aveam întrebări. Short. Îl țin hardscope. Ăla merge cu shift. O din căpic silver 1 să nu. Când o joc eu cu fratele meu populare, ce vrei? Vezi cu limbajul, vezi cu limbajul, Ianis. Ce zice, mă, tată, trebuie să intru eu pe ceas să-l persecutez? Nu e că băieții mei atât banează dacă se pune problema de așa ceva. Te pup, mă, Cristi, piste, te pup. Dar nu înțeleg, bă, frate, live-ul ăsta e iurea rău din cauza la căcatul ăsta. Game capture, că nu merge. Dar ce, mă, și ce pică? Nu știu dacă live-ul sau din cauza la... Hai, mă, cu metri mai dă pic. De prost am jucat-o. Are leg, mă. În spate, frate. Ele, mă, ele. Bă, oricum, vezi că în 3 și am făcut egalul. Mai mult de atâta, ce are cu să vrei, mă, de la viață? Adevărat. Păi, după ce am luat bani, îmi dați bani și pe live? Dacă nu vorbești frumos, da. Crezi că mă interesează? Bro, eu nu sunt aici să deplâng lumea. Adică dacă ți-ai luat bani, ți-ai luat bani cu un motiv. Eu nu prea am auzit pe nimeni să-și ia bani așa. Bă, ia uite, bă, ăla și-a luat bani că juca prost. Nu. Ți-ai bani dacă joci extrem de bine și ai coduri că joci extrem de bine. Deci, asta e problema. Dacă ai făcut și chestia asta și ai jucat cu cod, nașpa. Altfel, pe ce motiv să ți-ai bani? Te mai aproape și pe înjurături și pe alea, dar mi se pare că nu ți-ai bani, îți iei de-aia cu roșu, nu poți să mai vorbești sau ceva, nu? Ne băgăm pe PUBG, tat? Da, ne băgăm pe PUBG. Adică, oricum... Maa, ce update să facem, mă, mâncați? Dacă aștept să te compătimești pentru chestia asta, nu pot să fac asta, bro. Că eu urăsc foarte mult oamenii care sunt codați, extrem de mult. Nu știu dacă știi treaba asta, dar îi urăsc total. Faci un update, tat. A, ustat, ăla mai lipsea. Mamă, ai avut accident. Și ai trecut cu bine, bro? Hai că da, dacă e. Cât facem? 4 minute. Hai că mai stăm de vorbă dacă e. Nu ești codat. Bine, bro, treaba ta. Încheie subiectul, vorbește despre altceva. Din punctul meu de vedere, nu ți-ai bandă pe mană, dar nu mai contează. Ignoră-mă că nu mă interesează.
Mamă, deci până intră ăsta... Mamă... La cine... Mi l-a făcut. Ți l-a făcut? Uh-huh. La mine durează o eternitate. Ai mai jucat de curând? Nu. Ce dracu? Cu cine ultima oară? Ce Dumnezeu are, mă, de la mine nu merge. De ce e olic albastru? Ai de capul meu! Andrei? Da. Ne ajută-mă, Cristi, bine că ești tu bine. Obosit, toi, asta mă întreb Cosmin, sunt mor de nou obosit, sunt leșinat. Îmi vine să-mi dau două palme, bine, că dorm oricum și de la o palmă, nu-i problemă. Până deschidește PUBG-ul. Ce mă chinui să mă uit la Wednesday, la niște episoade, la alea mă ia somnul. Îmi pleacă așa un pic, îmi pleacă capul imediat. Dorm de câteva seri numai așa, dorm chat, numai așa am dormit, ești nebun. De când mă trezesc dimineața, când mă leg la șireturi, nu pot să mai fac așa, de gât. Deci dorm strâm, nu știu cum dracu dorm. Mai am baterie la telefon, băgă, l-am încărcat acum. Uai, ce au făcut mă ăștia, cu zăpadă, cu dele? Da, weekend de Crăciun. De Crăciun fi mai bun. Da, mă, nu știu, bă, ce mâncavași gura voastră, ce, bă, ce frumos se vede aici pe spatea Chirisos. E frumos, se vede perna asta, doar diseară pe ea. Deci vă garantez eu că nici salteaua din pat nu e așa de bună, dar fratele vostru, mamă, deci mi-arată că 30 de minute durează la mine. Ia uzi. 24 de minute, 19 minute. Dacă sare un om în față, alerg Timișoara. Deci vă garantez eu că salteaua pe care dorm e mai proastă decât scaunul ăsta. Nasol, bro, ce să zic. Trebuie să mă duc să o schimb. Hai că să cumpăr alta când s-o schimb altfel. Salut, Ianis. Persoana care stă pe el e șmecheră? Nu te contrazic, am și eu ceva în activ așa. Vezi cu tâmbercene aici. Ia vezi, bă, că a băgat și fundal de Crăciun. Ia, vezi, mă, vine și moșul? Cine știi? Păi și eu îl mai văd fundalul și toate alea, că la mine zice că se încarcă într-o oră, în 25 de minute, după aia că în 3 minute, după aia că în 2, după aia că în 19. Eu chiar sunt pe joc, gen. Bă, și cum stau pe ăsta, cum stătea pe ăsta din zi, mă, când stă pe limbă, că nu mai am uit la serial, că m-a enervat și am luat o pauză. La, cum știi la serial la care ne uităm noi, peinule? Vikings. Vikingii, okay. Așa, bravo, Vikingii, exact ca ăla, mă simt cum stătea la patron. Și să aveți cuvântul meu, bă, nu, că, nu mă sponsorizează băieții sau ceva, Doamne ferește. Dar eu n-am stat în viața mea atât de bine cum stau acum pe ăsta. Să trăiești, Anis. A venit Ianis la mine, scrie ceva, n-ai botul cumva, e la blocat, ții secunde. Păi dacă înjură și fac numai măcăciuni, nu mai faceți, mă, măcăciuni. Ia mă, sunt, ca și sunt chidul ăsta. Bă, deci ai ieșit de PCS? Am ieșit de PCS că mă bag la PUBG cu tata, cu fratele meu, cu soarele meu. Ai bine doar pe scaun? Nu, în cap cu nevastă mea, aia e mai greu. A, arde, mă. L-am închis, l-am deschis din nou. Ce dracu? Acești voi parte, frate meu. Stai, așa am te grăbit cu partiul ăla. Măcar să nu fiu singur aici. Hai că l-am invitat. Parcă aia de pe spatele, nu, bro, se reflectă. Ce ar fi fost, ești nebun, se reflectă de la brad. Dacă avea și aia lumini, da? O, nu am găsit. Dar am niște băieți care fac niște chestii foarte, foarte mișto pentru tot felul de festivaluri, da, din plexiglas luminate și așa mai departe, chestii socoteli. Mi-au promis că o să-mi fac ceva special pentru mine pe viitor, să vin acolo pe perete și așa ceva mare cu lumină, așa cu dalea, cu logo, cu nenorociri. Vom vedea când. Probabil că la an. Acum au destul de multe de făcut. Fortnite-ile, PUBG. PUBG. Da? Recu, dă-te jos că tu mănânci prunele de strică. După două meciuri de PUBG, telefonul se face 8%. Și ți-și joacă pe telefon? Așa, cică, Cristi Bisti. Eu nu mai pot să joc pe telefon. Nimic. Dar nici nu mai îmi vine să mă joc pe telefon. Că știu că am căutat. Bro, mi-a dat skin, ești prost? Nu? Nu, nu sunt. Hai că nu. Așa îmi place să consider că nu. E, da, depinde. Ce să zic, student în Anglia, aveam pretenții de la tine, dar ai... No, să n-ai de la el, no. De la cumătru. Merită. Știi ce nasol, bă, la muncitorii de la drumuri și poduri? Știi, mă, cum e, știi? Da, cu mine vorbești, ce? Da, știi ce nasol la muncitorii de la drumuri și poduri? Ce?
Că dacă se dărâmă podurile, rămân pe drumuri. Mă, și știam pe asta. Uite, cum malinta al meu mâncăie și gura lui de băiat. Da, da, mă, dar știți de ce nu mănâncă elefanții mămăligă, mă? Că nu le dă nimeni. Mai am 6 minute, mă, până se... Mai vorbim așa, mai... Mai, vorba lui Imogen, mai râdești noi mai ale, dacă tot... Mai râdești mai ale. Păi, ce drag. De ce dracu îți durează așa mult, mă, mâncăți? Nu știu, mă, ce dracu are. Are ceva... Ceva, probabil că planetele sunt toate aliniate acum și au ceva împotriva mea. Nu știu. Nu mai mă enervez. Nu mai mă enervez deloc. Stau calm. E ok. E timp. Am zis că jucăm un meci, jucăm și dacă îl jucăm mai târziu. Aia e. Mănânc la 10. Ceva a adus Moș Nicolae chat. Așa, să întreb chat-ul, nu pe mine, că pe mine oricum nu mi-a adus nimic. Chiar mai am să pun și o întrebare. Concurs de glume proaste pe Discord? De ce, mă, proaste? Că sunt bune. Să fie glume proaste. Sunt chiar bune. Pentru ăștia mai bătre? E, vorbește. Mor negru. Te-am zis, eu tot nu pot să mă despar de aia cu stadionul. Mie îmi place aia maxim. Ah. Da, chiar că dead jokes, să știi, să știi. Care cu stadionul, bro? Haide, mă, am auzit că te-ai mutat lângă stadion. Cine ți-a spus? Hai, doamne. Am mai zis-o, cred că, de câteva ori. Mai zis. Ce mi-a adus Moș Nicolae? Ce-am zis, bro, mi-a adus o găletușă de aia de iaurt, plină de ciorbă de perișoare. Avea în ea 7 perișoare, nu, 7 perișoare avea. Că mi-a pus nevastă-mea mie 5 și a pus și a 2. Le-a numărat. I-a zis, ia mă, pisoi de la mine. Eu acum ziceam cumva cu inima strânsă, că speram să nu ia, știi? Și a zis, nu vreau pui mănâncă de tu, zic, să rămână, i-am întrebat. Nici nu aș fi vrut să-i dau oricum așa, gen, știi? Că, bă, vă spune fratele vostru, poate mamele fiecăruia dintre voi, poate pentru mine mama unuia face mâncare proastă, bă, dar pentru tine, maică ta, aia e cea mai bună mâncare pe care poți să mănânci în viața ta. Și nu o să mai mănânci, gen... Că dacă te muți acasă cu nevasta, nu zic că nevasta nu face mâncare bună. Doamne ferește, dar cum o face, măta, nu o face nimeni niciodată. Și n-aveți cum să mă contraziceți la treaba asta niciun. E gustul ăla, bro, cu care te-ai învățat de când erai mic. Nu știu, bro, eu... Dacă altceva, nici nu mai face. Eu încă n-am mâncat mâncare de la mea. Urmez. A primit o pătărică, o coroniță de bogați, o lumânare parfumată care faină rău. O cană și dulciuri. Ce se face cu lumânările? Că eu lumânările pentru mine sunt doar când te duci la mort, aprinzi o lumânare. În rest, nu știu, nu prea aprind lumânări până casă, până alea. Adică așa, să fim romantici. Câți oameni ori fi murit în incendii de romantici și au fost de la lumânări? Nu, eu prefer să stau niște fără lumânări. Eu și cu Dalea, să facem o baie romantică împreună. Cum? Că nevastă mea dacă dă drumul la apă caldă și intru eu după ea, cade carnea după mine la cât de fierbinte e. N-am cum. Eu nici nu pot să văd unde-i cata. Când dă nevastă mea drumul la apă, din nou vă spun treaba asta, e atât de fierbinte încât când deschid ușa nu mai văd cata, bă, de la abur. Adică nu e nenorocire. Auzi, mă, tată, ce zicea mea? Te pup, Olic, te pup. Deci că nu mai se îndrăznești să zici că nu-i bună, că zboară farfuria. Păi ai văzut asta, zic, asta zic. Ce, că n-are sare, că n-are alea, te bate, știi cum gătești tu singur după aia. Nu știi cum făceau aia pe TikTok de-i puneau sare în lingură și ăla de mâncare peste? Da. Și aia nu ziceau nimic, că știau că vine șlapă după ei. Mie mi-a adus o gumă 18 plus, adică. Se scoală pula de la ea sau cum, că nu înțeleg. Fă-mă un pic să înțeleg, te rog, că nu îmi dă cu virgulă. Cum adică? Păi nu, dar cum adică 18 plus gumă? Prezervativ sau ce pula? Omul le mănâncă? Mie mi-a adus apă, baie și bătaie. Tu știi ceva, Butin, când aveți că e apă, paie și bătaie, nu baie. Tu rești te-a adus? Ferească Dumnezeu. Ce moși pe să aveți și voi. Cristi Biști. Ferească-te Dumnezeu. Luați Cocolino, bro, nu știți că e remediu anti-Viagra. Cocolino. Nu știu dacă știați treaba asta. What the fuck? Ce, nu știați? What? De unde dracu să știu, bro? Da, bro! Dacă iei Viagra și nu poți să mai contracarezi, să zicem că e prea mătărânga prea mare, prea nenorocită... Mă, ce cum mă faci, fii atent! Ce? Continuă! Nu, mă, că strică asta, poate nu mai zi nimica. Dai, mă, cu Cocolino, că o face moare și catifelată. Ah, de pula mea...
Vezi? Păi dacă nu suntem... Nimic, nimic, nimic. Da, mă, că ce? Dar suntem bătrâni, mă, glume de bătrâni, așa a zis voi? Nu așa s-a zis pe chat? Bă, nimeni nu mi-a adus nimic ca moșticola, v-am zis, decât găletul și-aia de... ciorbă. Lasă, bro, mi-a adus pastele de joșeală. Dar bine, mi-a adus scaunul ăsta, nu pot să chiar că nimic. Cu întârziere, dar mi l-a adus. Foarte bine, bro. Nu a mai venit moșul de 12 ani la mine? Uitat adresa, ți-ai schimbat. Păi vezi, mă, stai un pic, nu, stai un pic. Ai flotant acolo unde stai tu, ai declarat? Eu o să știe moș Nicolae o să vină. Eu, bro, atât de important moș Nicolae pentru mine chat, eu încât uit că vine moș Nicolae, gen. Eu, adică la mine când e decembrie, Crăciunul, moș Nicolae... Și când eram mic, moș Nicolae era mai sărac așa. Mai venea cu o glucoză, dacă știți ce e aia. Care sunteți mai mici, nu știți. Dar glucoza era ciocolata aia albă, așa, care nu era chiar ciocolată, dar rodeai la aia de te dureau dinții până când mă mâncai. Piciorul, cum era aia, mă? Hă? Cum era glucoza aia? Da, bună, tată, glucoza aia. Trăgeam în dânia dacă nu rupeam. Era bună. Rupeam dinții, ne? Ce dinți? O țineam în gură un sfert de oră, se topească, că nu vreau să o mănânc. Și mai mi-aducea banane, bine, dar astea de obicei erau verzi și le mai lăsam pe ziar, pe șifonier până se coceau. Și aducea și portocale, dar să știți că portocale chiar aveau gust pe vremea aia, că acum erau niște portocale, știți că erau lămâi. Cât mai e, mă, tata, acolo? Cât mai e, mai e un pic. Hai că mă duc și eu să vorbesc ceva cu cineva și revin și eu. Mamă, deci nu mai secrete. Vă aici, vă auziți și pe aia, faceți catering aici. Nu mai secrete. Hai, bă, să-i băgăm muzică lui Painu pe live ca să-i închid ăștia canalul. Bă, nu băgați. Hai, revin, revin, ce? Vine, vine. Rachita, acum moș Nicolae îți face o faptă bună și ți-a cuțit, adică îți dă maică ta banca să ții cuțit. Bro, nu vă luați, mă, mâncava și gura voastră, nu vă luați. Da, nu băgați banii. Nu băgați banii, mâncă, bă, băi, sunteți copii, mă, mergeți, mă, și distrați-vă cu banii aia. Distrați-vă în sensul că mergeți, luați-vă, mâncați, voi ciocolate astea. Țineți banii pentru alte chestii, bro, dă-l încolo. N-are nicio importanță ce cuțit ai, ce cuțit n-ai. Nu te influențează la joc, absolut deloc. De Crăciun vrea să aducă somn, am aceeași problemă și eu cu somnul. Să fiu de noapte. Nașpa, nașpa, nașpa cu asta, cu programul de noapte. Eu sunt cu trezitul dimineață. Dacă mă trezești dimineață, e nașpa. Bine, acum depinde și în ce context, că dacă zici scoală, te-ai să mergem la munte, frate, Lito n-are o problemă, mă scol și așa din somn merg, știi? Da, nu e așa, mă, bro, nu știu cum funcționează. Nu? Dacă mă scol să mă duci la muncă? O oră dorm. Atâta. E suficient. Atâta. E cu muncă să mă bat, mamă. Eu mă băgasem în pat, eram obosit sâmbăta trecută. Sunt pe Andreea. Ce faci, bro? Zi bine, face bine. Mă duc în Călăraș la Târgu de Crăciun. Are, mă, de eveniment acolo. Păi, gata, tata, mergem și noi. Haide, măi, și nebun la cap. Mergem, mă, și noi, gata. M-am urcat, mă, și am plecat în Călăraș. Incredibil. Eu n-am fost la Târgu de Crăciun din București și m-am dus în Călăraș. Da. Nu știu, îmi place. Oricum îmi place. Înainte, când eram eu mai tânăr și astea, umblam mereu, umblam mereu. Îmi plăcea. Stăteam seara afară cu tovarășii ăștia mei. Și ziceau, mergem până în Sinaia, gata, tot. Plecam în Sinaia, da, erau alte vremuri. Era mișto, n-aveam bani așa, dar dacă avea unul aveam toți, dacă avea altul aveam toți. Mai puneam așa dochetă, de benzină să știți că se strângea până la munte. Ori eventual, dacă nu mergeam cu nașul, ne urcam în tren, erau personalele alea, nu știu dacă mai există acum, s-ar putea să existe. Erau personalele alea de miroseau, apișat toate, te urcai în ele acolo, mergeai cu ele până la munte, era perfect. Există. Acum, există încă, păi, na. Dacă nu sunt personale, sunt accelerate și tot mirosul a pișat. Exact. Cât e un stilet, nu știe fratele tău prețurile. Mai mult de $100 nu aș da pe un cuțit? Eu zic că e mult și atât. Dacă de ce, întrebați-mă de ce am dat eu atâția bani pe un cuțit. 600 de lei, cât vine, 120 de euro. De ce mi-am luat eu cuțit? Și vă spun simplu, nu din alt motiv. Sau de ce am skin-uri cumpărate de mine marea majoritate. De ce? De ce? Pentru că atrage bine pe live. Când intră cineva, se uită, vede ochiul, skin-uri, e mult mai frumos decât dacă n-ar vedea. Asta e singurul motiv. Dacă n-aș fi făcut live, n-aș fi avut skin-uri. Am trecut prin chestii? Am trecut, Cosmine, până multe pe care nici nu aș putea să le povestesc sau n-aș vrea să le povestesc pe aici. Da, ca orice om, bro. Ca orice om la 30 de ani. Și restul de aici care sunteți mai mici de vârstă, când o să ajungeți la vârsta mea, o să treceți prin multe chestii până la vârsta aia, că n-aveți cum, decât dacă sunteți prea protejați de părinți și trăiți doar într-o bulă.
Bine, adevărul că acum, ce pot să vă zic, că eu făceam alte chestii pe care voi nu le mai faceți acum și nu o să le mai faceți niciodată, că erau alte timpuri pe atunci. Nu e de condamnat. Fiecare generație are, cum să zic, rolul ei în societate și distracțiile ei. Eu, spre exemplu, am făcut alte chestii, că la mine, când eram mic, dacă aveam eu calculator și aveam net, încă trei prieteni n-aveau, aveau al patrulea și așa că n-aveam ce să facem, ieșeam cu toții afară și dădeam dracu de calculator. Și nu era mai bine. Păi era mult mai bine. Chiar era mult mai bine. Vorbeam cu cineva așa mai micu și zicea, băi, și dacă tu zici că nu erau mall-uri când erai mic, de unde cumpărai haine? Nu tot de unde. În Europa. În castani. De unde? Din castani. Era greu până treceai de aia cu bluși de la intrare, că era băiatul, îți dau bluși, băiatul, îți dau bluși și până treceai de aia dura un pic. Dacă treceai de aia, treceai grunț. Și luai haine de acolo, aveai de toate. Era o tarabă în spate cu fake-uri de la Adidas, de la alea, când n-aveam bani. Era aici undeva pe, nu știu dacă știi, broadere, când eram noi mici, era pe Splai Unirii, pe Cheu Gârlei acolo, la târg, era Casa Verde, știi? Ai auzit de ea? Bă, am auzit, dar eu nu sunt din București. Adică... Am înțeles. Eu nu sunt născut aici. Am înțeles, am înțeles. Bun, acolo era o... Acolo era... O... Impostor? Ești parvenit, cum zic ăștia de la mine de la muncă. Ești parvenit, da, da. Da, nu, ești... E, da, e pe sistemul ea. Am buletin de București și mașina înmatriculată în București. Aia zic, aia zic, aia zic. M-am costumat așa. Sau cum îi mai zic eu, nevastă mea, cum zic eu, nevastă mea, când se eliberează de București, zic eu, uite, m-au plecat bucureștenii acasă. Da, mă, era o casă de asta cu acoperișul verde și acolo, efectiv, te pup, Cati, te pup, bună, ce faci? Mersi mult de tot de urări. Era toate fake-urile posibile din lumea asta, acolo le găseai. De la Adidas, de la telefoane, Vertu. Dați un search pe Google Vertu. Și căutați, că nu știu dacă știți. Nu știu dacă știți toți. Era BlackBerry. Ai văzut unul? N-am văzut, bro. Na, dar bine, alea erau scumpe și atunci, Vertu-urile. Da. Au fost scumpe mereu. Și mai erau telefoane de la BlackBerry găseai acolo. Dați un search pe net, nu știu dacă știți cu toții, că acum doar toți cu iPhone și cu Samsung. Nu știți, iPhone, Samsung, atâta. Dați acolo, căutați să vedeți un Alcatel OneTouch 311. Vă mai zice fratele vostru. Bun, bun. Da, mă, era mișto, era mișto. Mergeam pe un parcuri toată ziua, beam apă direct de la fântâna aia, de la tropitoarea aia, de la sărăcia aia de acolo, din parc, de unde se spărau toți boschetarii la coaie și știu de surse sigure că asta făceau, dar beam apă de acolo, n-aveam nicio treabă. Da, suntem bine sănătoși și am crescut mari. Da, și n-ai crescut, bro. Aia zic, am crescut chiar bine. Asta zic. Ai, Doamne! Cati se relaxează la un CS. Cum reușești cu relaxarea asta la CS? Că mie mi-e mai greu acum în ultima vreme. Bine, astăzi mi-a fost un pic cam dificil și din cauza la live. Că mă deranja. Dar ok, nu-i problemă, ne revenim. Nu știu ce să fac cu PUBG-ul ăsta, că până se descarcă, nici la jumate n-a ajuns vara asta. La început e mai greu, după aceea aș revine da. Și descarcă mai repede. Să dea Dumnezeu, oricum mai stăm de vorbă, că n-are nimic. Da, normal. Noi stăteam în spatele grădiniței vechi când eram mai mici. BlackBerry cu touch. A fost mișto. A fost mișto telefoanele. N-am avut, nu am avut, dar avea un coleg și butonul mereu. Îmi plăcea mult de tot. N-aveau ai mei bani să-mi ia. Sau poate aveau bani, dar nu cred că-i interesa de ce să-mi cumpere. Nu vedeau... Numărul este relax până la capăt, dar e ok? Corect, corect. Da, adică tu ce să faci un țâcă cu un telefon? Dar asta cu telefonul avea și avantajul ei, pentru că eu, într-adevăr, nu aveam telefon. Dar, pentru chestia asta, ieșeam afară, mama nu putea să dea de mine. Și de mic copil am plecat prin Bușteni, prin Sinaia, cu trenul, mă întorceam seara. Că mama nu știa unde sunt, eu credea că sunt afară. Și nu putea să dea de mine, că pot să mă spune pe ce. Dacă nu mă vedea la geam, mai și-a plecat mai departe copiii, mă mai striga de la geam. Mi-arunca, zicea, mamă, mi-e sete, mi-arunca pe geam sticla de apă, ce vremuri mâncava și gura voastră. Mi-arunca un sandwich pe geam și ca să vezi ce suflet bun era mama și nu mama. Toate mamele, dacă te vedea că mai ești cu un băiat afară, ți-a aruncat două sandwich-uri, nu unul. Asta zic. Și sandwich-ul era cu margarină, bro. Întotdeauna era cu margarină. Cea mai bun. Odată mama și tata m-au pierdut în Carrefour. Eu îmi pierdeau viața, dar nu mă pierdeau. Cred că intenționat făceau așa, că nu știu ce, mă duceam eu să fac ceva sau chestii de-astea. Și plecau mai în față și nu mai vedeam după aia. Și puțină sare iami, sare stea că n-am prins toată faza, dar dacă apă pe margarină, da, cu sare. Și vezi că apropo de sare, rupeam corcodușele și caisele alea. Era, eu aveam un ăsta, un corcoduș în fața blocului, păi n-a apucat să ieșea un pic din floare, făcea un pic corcoduș și amică, îl mâncam pe tot.
Le băteam pe ele. Mamă, uite acum la asta pun gură și caise de alea cu sare. Acum nu pot să mai mănânc, frate, că mă dor dinții. Dacă mănânc 3, 4, 5 caise de alea, gata. Sunt mort. Ce foame mie? Toată lumea, băgați-vă, faceți-vă niște sandvișuri de alea cu margarină. Bro, nu contează ce mănânci. Aia zic, nu contează, bro, ce mănânci. Contează să mănânci. Contează să țină de foame. N-are nicio importanță ce mănânci. Și credeți-mă, vă spun din propria experiență treaba asta și poate și voi ați mai făcut. Dacă mâncați mâncăruri de-astea scumpe, gen caviar de norociri de-astea, niciodată nu o să fie mai bună decât o mâncare de-aia simplă cu care ești învățat-o din copilărie. Dădeam cu mere în câini și în copiii mai mici decât mine? Vai de capul meu. De ce coaie? De ce s-ar fai face treaba asta? Nu, bro, cu castane. Cu castane, când în gen... Dădea cu, băi, Cristi, dădea cu mere în câini. Ei, eu, băi, cu castane, dădea. Nu mai face vreo treaba asta. Eu am făcut tort cu corcodușe coapte. Cam la țară copăcel, n-am mâncat niciodată tort cu corcodușe. Dar, în schimb, îi făceam lui Vară, mai făceam tort în noroi, din alea. Să mănânce, am convins-o de câteva ori, era mult mai mică ca mine, am convins-o de câteva ori să mănânce. E bine, e sănătoasă, uitare, anul viitor are nunta, adică n-a pățit nimic. N-am, disecam broaște, chestii de-astea. Da, bă, dar orice fel de câini ar fi, nu vă luați, frate, de câini, lăsați animalele în pace. Vă bagă ăștia la pușcărie. Cum o să stai tu după aia cu anii? Fii atent, tu bați o pisică cu corcodușe, să zicem, da? Și intri la pușcărie și te duci acolo în celulă și stai așa și tu în celulă. Și vorbiți între voi, nu? Ca deținuții. Și zice ăla, bă, eu am intrat că am, nu știu, am furat într-un magazin. Eu am intrat că am furat o mașină. Eu am intrat că nu știu ce am făcut. Și tu, eu am intrat că am băut o pisică. Cum o să sune asta? Nu e bine, frate, nu e bine. Stați cu minți. Ok, ok, Ianis, s-o forțeze, forțezi norocul. Hai să facem așa. Bank. Blochează temporar. Hai, ne auzim peste 300 de secunde. N-am mâncat unlucky niciodată, nu știu. Eu stând la oraș, mergeam 2 km pe jos ca să mănânc mere din pom de la un nene în vârstă, care ne aștepta mereu cu ele culese. Am înțeles, da, nu știu, la noi în spatele blocului era un cireș și când mă urcam să iau cireș în el să mănânc și eu ca un copil ce eram atunci, nu mă lăsa, frate, toate babele strigau la mine, că să le las acolo, că ce făceau cu ele, mă, că nu le culegeam, că deau pe jos, dar nu știu, că asta... Dar erau mai bune așa, erau mult mai bune cireșele așa, că vă spun de ce, în momentul în care nu mă lăsa să le iau, eu tot mă urcam un pom și le luam așa, mai pe furii, să zicem, parcă erau mai bune atunci, aveam un gust mai bun. Da, bro, nu știu, vremuri frumoase. Vremuri frumoase. Și cea mai frumoasă parte a copilăriei mele a fost la țară. Asta e clar. Când mergeam și stăteam la bunici la țară, o vară întreagă, cel mai mișto. Stai, bro, liniștit, nu-i nicio problemă, Cristi. Nuci? D-alea verzi, nuci. Te făceai pe mâini. Da, bro, era mișto, nu, dar acum, sincer, n-am nimic, repet, nu am nimic cu generația asta nouă, cu niciun dintre voi, dacă aveți o copilărie altfel sau ați avut o copilărie altfel, dar din punctul meu de vedere, pentru mine copilăria mea a fost perfectă și nu mi-aș fi dorit să am copilăria voastră. Din unele motive, poate ok să am și să fi fost și ca voi, gen. Aveam acces la multe chestii, văd că copiii de acum cam umblă cu bani la ei, 1 milion, 2 milioane în buzunar, noi dacă ne scuturai nu făceam uleu. Dar, na, e ok, e ok, nu pot înțelege treaba asta. Acum foarte mult timp am judecat muzica trap. Ce e cu muzica asta? Deși și eu mai ascultam unele melodii, dar unele chiar nu-mi plăceau și nu-mi plac nici acum. Dar pot înțelege chestia pentru că și eu ascultam unele melodii când eram eu copil, părinților mei nu le plăceau melodiile alea. Cum și părinții mei ascultau unele melodii care la fel nu erau plăcute de părinții lor. Și fiecare generație are chestia asta în sine. Înțeleg și nu judec absolut nimeni. Eu ascult trap din afară și din rota, bro, și eu ascult o melodie dacă îmi place, nu contează ce e, trap, rock, orice ar fi, rap, manele și orice ar fi, dacă îmi place o melodie, o ascult, nu are nicio importanță ce fel e, cine o cântă sau... Prindeam 2 lei, mergeam la calculatoare, ne luam 2 ore de CS16, renunțam la dulciuri ca să ne jucăm puțin. Corect, corect. Dacă aveai mai mulți bani, îți vei pachet de la de toată noaptea, de 8 ore, când ieșeai afară din sala aia, credeai că ești în cancer și în realitate. Te uiteai după col să nu vină ăla să pună bomba. Ce ai? Ăla e rasnă. Eu ascult muzică populară și manele? Fiecare, frate, ascultă ce-i place, îți dai seama. Bun, mamă, cât de mult durează ăsta de m-a disperat.
Și trebuie să vorbesc ca să recuperez și nu mai am apă să beau. Că mi s-a uscat gâtul. Mersi, mă, tate, că ai făcut și mie atmosfera aici. V-am urmărit din umbră. Bă, ia... Bă, Ianis, nu poți să-l faci prost pentru că ești destul de mic. Îmi pare rău, dar... Cine a făcut mă prost? Ianis Matei. Pe cine, pe cine? Pe tatătui. Mă... Da, mă, nu mă complic, mă, e copil ce să ceri. E frumos să vorbești așa despre oameni mai în vârstă. Bă, fătu-te în gură, auzi ce zice, mă, că despre oameni mai în vârstă, auzi cum zice asta. Ai bă, glumit, ce urât. Nu, dar dat-o. Zic așa, de nu e... Da, bă, glumit, lasă bro. Dar gen, zic așa, în general, chiar și mie. Sau așa, nu da, e dar tu, Ianis, că acum ne auzi, tu, Ianis, tu chiar așa de fraier ești încât tu să vorbești la ăsta, gen să mă vorbești pe mine, crezând că ăsta nu o să-mi zică sau că nu o să știu despre treaba asta? Și tu e tata acum, meu. Și tu acum, dacă ai vrea, cumva, mâine pe mine, zice, toi jucăm și noi? Hai că gândește-te înainte să scoți unele chestii pe gură, bro. Că, pare mea, nu e ok, nu mă afectează, stai liniștit, că... Asta e acum, să-mi zic un copil de 7-8 ani să mă facă prost, să mă afecteze, e ultima problemă din viața mea, crede-mă, n-am nicio treabă, chiar nu mă deranjează absolut deloc. Așa, gen, acum se observă respectul la tinerii din ziua de azi. O să te văd peste 2-3 zile că vii și zici, toi putem să jucăm sau poți să joc și nu o să fii un pic dubios? Gen? Adică acum tu cum o să poți să mai joci cu mine știind că m-ai făcut prost? Oricum, bro, gândește-te. Aici este pe online, într-un mediu online, se ascunde în spate la un calculator telefon. Dacă era în viața reală, nu venea lângă tine și zicea, hai noroc, bă, vezi că ești prost. Să fim sinceri. Da, bă, nu contează. Lasă să fie acolo el, să fie liniștit. Băi, sănătate multă și du-te la școală, Bogule, du-te la școală, neapărat la școală. Nu-i frumos. De fereche nici nu-mi place rău, bă, fereche e fratele meu, Cristi. Acum ce să zic, tu ești prost pe inele, că mi-ai dat bloc. Frate, dacă vorbești tu de tata, trec, vorbesc cu el non-stop și vin la mine și răcignești crezând că nu-ți fac nimic. Așa fac majoritatea pe inuțule? Da, bro, sunt o grămadă, dar eu nu știu. Intră, zice, joc și eu ce se cu tine. Te rog, dacă ai abonare la mine, sigur că da, intră, joacă și pe aceea se dezabonează. Faceți ce vreți. Faceți ce vreți, bro. Care să rămână bine, care nu pleacă. O să vreți să faceți poze cu mine pe viitor, vă spune fratele vostru. Că am eu așa o premoniție. Deja se vrea. Dar asta, tata, că facem când vin și eu la București, acolo facem neapărat, dacă am uitat aici. Face, mamă, cum stau pe scaunul ăsta, mâncava și gura voastră dacă nu mă trage la somn rău de tot. Bă, dar mă ofti, bă, că am uitat, că eram obosit rău de tot, n-am dormit deloc. Și mai ales când te-am și văzut așa, în fața mea, mai mă gândeam la pozi. Bă, da, și eu am uitat, bro, când venea să plâng când te-am văzut, ești nebun. Dracu. Când am... emoții, băi, deci n-am văzut în viața mea un om așa emoționat și... Chestia asta cumva declanșează ceva în tine, că dă fier să fii să nu declanșeze. Ca un om să fie emoționat că te vede e o chestie, nu știu, inexplicabilă pentru mine. Sentimentul e inexplicabil, de fapt. Așa emoționat am fost, nici la examen auto n-am fost așa emoționat. Pune capul pe periniță, toi, că vine șolobanul. Aia zi. Dar unde e băiatul care mă striga Tony Family, că eu nu mai văd? Tony Family? Zici că e mânuță de pui, urcan dintr-o lădiță. Da, bro, m-ai blocat un pic cu glumele tale, de ce să zic? E, Cristi? Da. Și pe mine mai m-a blocat câteodată. Te uiți așa un pic, nu prea, te dă cu virgulă un pic, De unde ești de pământ, Cristi? Ești aici după la noi? Bun, hai mă, că mai e un pic. Mai e un pic de 15 ani. O să mai fumezi o țigară înainte, cred că Recăr deja a dormit. Oricine știe ce o fi făcut, o fi plecat în țară. Na, drec. A, mai e încă, mai e încă. Da, vreau să mă juc, aștept. Și eu vreau să mă juc. Cred că să știi că putea să băgați un meci până când îl jucam eu. Avem 3 schijeturi aceia pe spate și te așteaptă. Schijete? Da, ia uite-le. Îmi lași mie un schijete de la muncă aici, gura lui. Lăsăm, tat, lăsăm. Nu te vreau și mă râcă ceva mâncă aici, gura lui. Eu am băgat niște salam de Sibiu, un șnițel pe care l-aveam de 3 zile pe frigider rătăcit și încă ceva. Și încă niște salam de la normal de porc. Asta în 10 minute. Că trebuia să încep live-ul. Și eu m-am ținut să montez scaunul până în live, pentru că am ajuns acasă la 6:20, cred, nici nu știu. A ascuns ursul după brad, e ursul nevastă mea ăla. E zita mai ursacianul ăla. E, știi cât e? Cât scaunul. Nu știu că m-am plimbat cu ursul ăla până... În tot jumbo-ul cu el, stă toată lumea la mine. Și l-am avut în Duba de fan, îl țineam pe scaunul din față, pus cu centură. Centură cu tot? Ha? Cu centură cu tot? Da, tata, avea centura pusă.
Păi nu-l țin oricum, păi, dar n-avea cu ei dacă lua amendă. Cât mai are? Da. Dacă îi dau pe reacție ca să vezi, că n-aș ști să... Adică mai are cam atâta, dacă vrei. Uite, cam atâta mai are, ia uite. Suntem că intră și-o la tata, să vedem aici. Cam atâta mai are și gata. Am ce se fac, bro, nu înțeleg de ce se întâmplă așa. De ce durează atât de mult. Bă, dacă era așa net prost, nu cred că e de la net. Pur și simplu. Are ceva probleme el. Sau poate are un update mai mare la mine, dar ce dracu update mai mare să aibă la mine? Că voi nu v-ați mai jucat decât nu m-am jucat eu, nu? Nu, eu m-am mai jucat acum două zile. Okay. Eu n-am mai jucat. Sau ieri, nu știu, Andreea, când ne-am jucat? Ieri ne-am jucat. Ne-ai zis? Da, da, ieri. Ia uite, mă, ce frumos e, tata, ia uitați-l chat. Bineînțeles, te pune problema. Te instalează de cu manivela? Fa. Hai de capul meu. Ce vorbești? Procire. A, nu uitați, mărciuri în descriere. Sec. Dacă vreți să aveți tricou ca ăsta recte de pe mine sau un alt model de tricou, că mai este încă unul, sau vreți să aveți anorac de la gros frumos de iarnă, care puteți să dormiți în iglu, în el, gen, luați pe ăla, nu mai luați nicio haină, pe voi dormiți perfect în el. Are de ce trebuie, cu vătuit pe interior, calitate extrem de bună, îl spălați 700 de ori, nu are absolut nimic, trebuie să mai zic despre el. Are glugă frumos ca orice hanorac, îl pui în cap, nu te bate nici bun, nici nimica. Eu zic e casă. Că e afacere totală, deci afacere... vreți să vă luați prima casă? Nu vă luați, luați-vă hanorac întâi și după aia. Da, și tricou. Bine, dacă s-ar încărca. Îți spun site-ul de mărci acum și ne uitam, tată, dar... A? Când dau pe un tricou de ăsta nu merge. Dar pe restul merg, e ăla, tricou negru, bărbătesc, stai Family Squad. Da, nu știu, o să vorbesc mâine, să văd, nu mai m-am uitat nici eu, avea vreo problemă site. Nu vezi că toate au acum cât o problemă? Vine Crăciunul, bro, au luat și site-urile, pauză și toate alea. Auzi? Toi Family, deci zice tricou negru, bărbătesc, Toy Family, S-Q-A-U-D. Rata de bis curent a stimului audio este mai mică decât valoarea recomandată. Te recomandă să folosești rata de bis a stimului, du-te, bă, lasă-mă. Anoracul, calul mereu. Băi, e ce trebuie, e ce trebuie, da, chiar e ce trebuie. Dar v-am zis, bro, eu chiar dumii nu fac chestii de căcat, sunt calitative. Într-adevăr, și nu pot să ne treabă asta, primele tricouri pe care le-am făcut nu erau chiar așa calitative. Mă refer la primele de acum, de când erau doar pe alb și așa mai departe. Că fratele vostru nu știa pe atunci unele chestii și treburi de astea. Ulterior am început să investesc un pic în ele. Păi da. Tocmai de asta au și prețurile astea așa de mari, cum ar zice eu. Anti de tot, ești nebun. Să-ți fie de bine, Spip, să-ți fie de bine. Să-ți fie de bine, bro. Ia uite, bă, ce somnul e. N-are nimic? Mâine joi? Da. Sâmbătă mă duc să beau. Ce frumos somn de, bro. Bă, e... Da, e... Nu, mergem la o masă așa, la o bodegă stăm cu toții. Mă duc cu niște colegi de muncă, de fapt cu niște colegi, cu toți colegii de muncă, cu șeful, facem și noi așa o masă, gen de sfârșit de an, așa, cu toții, știi? Poți frumos. Nu, că nu fac de la, nu stau pe live așa abia, nu, că mă duc frumos la o bodeguță, eu, colegii frumos, și mai vorbim așa și noi de una de alta, mai comandăm și noi așa românește, un cârnăcior, o strămioară, o dale așa, un platou de la așa frumos pe masă, și dăm așa, cu un roze frumos, cu un mateuț, ceva, cu ceva frumos. Sâmbătă la bodecă, vineri pe stream, da, dar vineri pe stream suntem cu minci, bem doar sifon, maxim cola, poartă o cafea, atât, nimic altceva. Bă, nu ne mai jucam Half-Life de mult, mă, pe inule. Mamă, de atunci acum... Mamă, dar mai știi ce juca NoSense-ul? Da, era, zi, bă, like. Era pe ele acolo de rupea. Da, NoSense-ul, ultimul tryhard, reînfățit era. Juca de... Dar ce-o face NoSense-ul? Nu prea l-am mai văzut așa, pe live, pe nimic. Nu mai face live-uri, oare cine știe? Păi nu știe ce. Nu se cu munca? Da, bro, dar toți suntem cu munca, crede-mă. Și asta
nu știu dacă o vede, dar aș, o să-i spun și în față când o să văd treaba asta. Munca este doar o scuză. Dacă știu ce e joi, ce e joi? Joi, mâine, 8, iau salariu. Salut, Iuni, salut. Și, și eu, da. Păi eu le iau și pe 8 și pe 23, iau de două ori. Avan și lichidare. Da, așa ne dă, dar e foarte bine că ne dă așa. E, bă, ce trebuie. Unii zic că da, unii zic că nu. Pentru unii mine e perfect. Pentru mine e perfect, așa mie îmi place. Bine, oh, sunt mai multe tipuri și săptămânal. Da, 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 da. Da, mă, dacă muncește, nu este nicio scuză, bro, și eu muncesc. Care e problema? Nu poți să faci live dacă muncești? Ah, nu fac în fiecare zi. Când sunt foarte obosit, nu fac, dar nu poți să spui că ești obosit chiar în fiecare zi. Ori chiar mai au o fărâmă așa de, de bucurie în ochi. Joia e zi aducătoare de vineri? Dacă... Bun asta. Vinerea e urât oricum ca zi, până pe la ora 2, 3, 4. După aia e frumos. Și sâmbăta e cea mai frumoasă și duminica e nasoală, că te gândești că vine lunea. Știi ce e pe 24 decembrie? Nu, știu, mă, nu să știu. N-am cea mică idee. Asta cu munca e doar o scuză, se aplică la orice. Am colegi la muncă care zic că gata, ajung acasă somn și iar muncă, că nu au timp de altceva. Da, 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 da. Ajunul Crăciunului, mă, Bionic, pe 24. Păi, ești prost, voi știați treaba asta? Băi, what? Nu, acum aflat. Eu am crezut că pe 25 ajunul Crăciunului. Wow! Și eu și pe 26 prima zi. Păi, am poate chiar te religi, mă. Te relaxezi. Da, chiar te relaxezi când faci live, da, dar nu de fiecare dată. Da, e altă religie. Îți iei concediu, aș sta numai în concediu. Dacă ar fi după mine. Da, uite, treaba asta așa, de la asta n-aș lua liber de la live-uri. Atâta tot că în momentul în care chiar nu fac live, credeți-mă că chiar sunt mega... Dacă acum mă vedeți obosit, în momentul în care nu fac live, credeți-mă că sunt de nici nu vorbesc. Deci nevasta mea mă bagă în seamă și nu vorbesc cu ea. Bine. Da, mă, da, ai descoperit apa caldă bionică pe 24 e ajunul Crăciunului. Doamne, m-am plictisit. Deci așteptăm acum să se încarce ăsta de aici, mă, gata, nu, că mai are două liniuțe de-astea. Mă, trebuie să bag o țigară și când mă întorc, e de-n drumul, că sigur se deschide. Bă, las un pic de muzică. Mâncalea și gura lor. Dă băieți, dă băieți, dă băieți! Sunt băiatul de familie care rupe gura târgului. Toi-mi este numele, sper să fac față jocului. Piesa de rezistență e familia pentru mine. Nevasta mea în jocul ăsta e cea care mă susține. Pentru mine e for fun și îmi iubesc comunitatea. Sunt sigur că oricând este acolo să îmi ia partea. Am în mână USP-ul și le trag direct pe țeastă. A plecat iară și un ace, desigur eu spun că-i casă. Știi bine și tu câinele care latră, nu mușcă. Dar dacă m-ai supărat, fi sigur te bag la cușcă. Nu mă compar cu nimeni că nu-mi place competiția. Mi-a de ajuns un live pe seară ca să-mi descarc muniția. Daniel Stoica sunt eu, reprezint streamerii care fac totul din pasiune până se duc la culcare. Sper să vă distrați aici cum fac și eu de fel. Pentru unii sunt nimic, pentru alții sunt model. Dați-mi USP să iau rundele. Toi îmi este numele. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Nu-s vreo percenar, dar m-am născut în Bercen. Sunt mai dulce decât orice PPN de dăbuleni. Iubesc ceea ce fac, mă joc 7 zile din 7. Ca orice jucător îmi place AK-47. Iubesc și S-ul, și mașina, dar și pușca. Nu mă enervez, dacă când o faci eu te voi mușca. Am o armă în dotare, fii sigur că o folosesc. Dacă trebuie să vă iau runda mai tare, mă ambiționez. Sunt băiat de cartier, am plecat și eu din greu. Și mi-am îndeplinit un vis să fac live-uri mereu. Să mă distrez cu voi, am ajuns și la 1000. Mă înclin în fața voastră pentru această bucurie. Mamă ce-am slăbit, așa îmi spun eu și abonații. Poate pentru că am mâncat jocul ăsta în fiecare zi. Vă pup și vă iubesc, sper să-mi rămâneți aproape. Toi familie aici, câinele face de toate. Dați-mi USP să iau rundele. Toi îmi este numele. Oh no, oh no, v-am omorât din nou. Oh no, oh no, v-am omorât din nou.
Vă sun de la curier, ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. În pachet o bombă e gata să facă boom. Ham, 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 vă sun de la curier. Ham, 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 am o comandă pentru el. Ham, 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 e momentul oportun. În pachet o bombă e gata să facă boom. Am ținut expres să mai dau o bombă cu care lovesc. Vă sun de la curier, am niște gloanțe unde le livrez. Am armură peste tot, nici în cam nu găsești locul. Nu vreau nicio țintă, telescop. Vă dau noscop. Sunt câinele de rasă. Tu faci tam-tam, hai treci în casă. Uite cât sar în sus, cinci gloanțe din nou apasă. Direct pe capete, n-am arfe, bre și lovesc tare. One way direct pe mid, inamicii o dau tare. Și nu vă latru asta, trebuie să o țineți minte. Câinele care latră nu mușcă, deci fii cu minte. Eu doar tac și fac, mă urc pe scară și vă trac. Cu răspalatul de prințesele ce vin cu mac. Noi familii pe zonă ca băieții de elită. Tragem tare și facem legea versus orice echipă. Nu e loc aici dacă ești toxic și nu vrei să-ți arăt cine e șeful câinilor de pe alei. Ham, 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 vă sunt de la curier. Te pup, te pup, Cornel, te pup, bro. Gata, tata, la fix, la fix, la fix s-au intrat pulii. Pornește joc. Gata, tata, pornește joc, i-am dat să pornească, stai așa, acum mai durează un pic. 54 de like-uri, vă iubesc maxim, bro, vă iubesc maxim. N-a zis record. Ia uzi, pe 20 decembrie face 9 ani. Ai auzit, tata? Ce-a făcut? Ianis, Ianis, face pe 20 decembrie 9 ani. Hai să treci, bratan. Ce fac, mă, bratan? Să fie sănătos. Mamă, deci... Merge, bro, gata? Gata, bro, stai așa o secundă, că acum se deschide mi-a atândată. Ți-l disconect, Andreea. Multă lume, apropo, cred că își dorește extrem de mult să vadă iară Seven Days. Ce? Își dorește Seven Days, da, de la fond? Frate, da, băi, e, nu știu, e prea tare jocul, e prea tare jocul. Le place, a? Și stai să vezi în momentul în care o să construim toată baza aia și o să înceapă hoardele și nenorocirile alea. Ia, a apărut o eroare în timpul actualizării jocului PUBG. Aplicația rulează. Rulează unde rulează, mă, dă-te în sânge, se bată de aplicații. Gata, tat. Bă, Ianis, nu știu ce să zic, dar mai ușor, te rog, că nu te leg de Alexa, gen. Ader, Haide, mă, e tipul ăla de copil de se leagă de toată lumea, bro. Bine, fix acum am terminat și eu live-ul. A fost un live fain. Bun, brata, bun. Vezi că te-am luat, Oleac. Gata, bro, imediat. Că mi s-a deschis. Bă, dar așa mi-era, nu era o glumă, Ianis. Da, mă, nu. Nu fiți hateri, mă, copii, nu fiți hateri. L-a supărat pe frate. Păi ce asta? Te-ai de-o fată. Hai, te mai de noi. Acolo în gură. Bă, dar data trecută știi că mi s-a închis PUBG-ul cu tot cu toate alea, mi-a dat eroare mare? Da, că ți-a închis live-ul. Tot, poate o fi și acolo o problemă, dați-mi și mie invite. Acum. Bro, mi-arată să intru pe tine. Mie mi-arată doar join. Dar îți dau și invite. Accept. Gata, gata. Gata. Bun, gata. Dăm casual mode. Casual mode, sunt pe ready. Ready. Mamă, toți în mânecă scurtă aproape, ești de mâna, frate miu, Recker s-a pus bine, dar noi suntem mânecă scurtă. Iar s-a îmbărat că el nu-i ca noi. Când îmi vine salariu, pun bani de upload. Aparent doar se blocase live-ul un pic. Mi-ai dat cu jumpscare, cu de-alea. Da, cred că. Ups. Oricum, anul viitor pleacă de tot la masiv la calculator. La procesor, la alea. La procesor, la RAM, la placa de bază. Placa de bază. Încă nu știu ce să-mi iau, dar... Oricum, cât e maximul la RAM? 64? Ia vezi, mă, frate, mi-a păceat la mine. 64. 64 o să fie. Intru imediat să mă uit. Te-am zis la ce ai scris? Am zis așa că... Mă bucur și că mereu m-ai susținut și îți mulțumesc pentru treaba asta. Unul la mână și doi la mână. Vreau neapărat să-mi dai desenul ăla. Nu-i faci. Nu mai, bro, că-mi pică PUBG-ul. Las că mă uit după.
Bun, okay. Unde sărim, bro? Vrei să-ți citesc eu de ha? Da. Nimeni, nimic, cracker, vreau, vreau să înjur pe la live-ul lui Peinuțu, tot cracker, vreau să înjur și pe serverul tău de Discord. Eu fac desen pe tableta grafică, ca idee, păi fă-mi, bro, un desen mișto. Dacă ai timp. Cine a zis? Swift. Bă, Swift, vrei să te bat? Haide, mă, că iară după aia începe scandalul, ca, ca ultima dată. Da, bro, bro, bro. De nu pot. Da, bro, mersi, mersi. N-am înjurat, să știi. N-am înjurat deloc, ce ai? Bă, sărim acolo la, la pușcărie? Acum să fim sincer, bro. Când intră un copil și te înjură pe voce și mai ai, suntem și în meci. Eu mă duc aici aproape și apoi mă, mă duc să mă bat cu ăla. Hai că mă bate ea, ia auzi, Andrei. Te bat eu. Te bat nu, te, nu te pune cu femeile, bă, Swift-ule. Te bat eu ca să nu ne bate ea pe toți. Abia aștept, abia aștept, am la chis să-l văd. Tocmai adică pe toți, așa vrea avem noi. Ia auzi, tu. Bă, dar direct pe casă. Că eu ce, mă, eu ce am făcut? Ia hai că îi stricăm live-ul, stricăm live-ul la băieți. Să trimit o poză cu mine când am timp? O să iei, bro, una de pe Insta. Sau trebuie să o ai neapărat așa fizic. Bă, ce pistol am găsit, mă? Ceva cu... Da, M24. Am scos două. Mi-ați furat gloanțele, bă. Ce vorbești? Că am găsit un bizon. Bă, dar unde mi-am lăsat? Mi-am lăsat M24 jos, ești nimă. E... da, mai este aici unul. Bun. Așteptam unde a dus M24, bă, frate. Ție să mă bată la cât fac eu sală. S-a apucat și cum... Da? Bă, mi se pare penibilă discuția, deja mă enervez. E, hai. Ne distrăm și noi aici. Ia uza-l pe bratan Swift să ai o bătaie liniștită fără durere. Bă, scop de 4 aici, mă. Luați-l că eu am de 8. Unde, unde, unde? Vreau, vreau, vreau. L-am pus acolo. Ai de 8? Da, iau. Da, bro. Eu sunt full, am AK, am M4 și M24. A, de norocos al meu. Eu nici ghiozdan n-am. Uite încă un M24, bă. Eu care am găsit, da, M4 pe jos, dar fără gulanțe de M4. Uite, mă, M24. Luați-l acolo. Hai că am găsit și eu M4. Mi-au ăsta, bă, frate, că nu găsesc gulanțe deloc. Scop de 4, mă, la mine. Unde? Uite aici, la mine aici, în coșmeria asta. Dar da, păi, eu nu cred că mai stau mult, baftă la joacă. Dimineața merg la muncă. Baftă la muncă, te pup, te pup și mersi mult că ai fost aici. Somn ușor. Bun. Mă duc la casă spre toi. Să nu luteze el mai mult, nu de altă. Hai că atatul ne-a găsit și eu un ghiozdan măcar. Nu știu de ce, să stau în first person așa o leacă, că-mi place. Cum aleargă ăsta cu arma bună. O vestă de 2 la mine dacă n-ai. Nu mai așa joc, adică... Da? N-am deloc. A, uite, uite mașina, mă, e, cu mașina aia o să plecăm. E în casa aia acolo. A, bă, zona... Mă, dacă avem, da, avem mașină, bun. A, și e de 4, e Jeep. Bun, 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 bun. Ce ai găsit tu, tata, acolo vestea de 2? Da, am găsit și una AK. 2, am adus mașina aici. Bine-s. Avem și de asta, mă, tactical pack de... Ne dă parașută din aer. Da, da, ăla e? Da, da, ăla ia, e. Ia, ia, mă, ține de la... Ne dă la toți? Folosește, să vezi, dar oricum. Nu, tata, dacă nu ne dă la toți, nu. Păi nu, gen, poți să o folosești, dar avionul vine, dar... Dacă nu ești prins de el, nu te trage nicăieri. Știi ce zic? Ok, bro, să-ți trimit eu, nebune. Aici ați lutat voi, mă? Ne văd că ați lăsat smoke. Am lutat peste tot. Am luat și eu un smoke. Am două pe mine. Trebuie redocul, trebuie de astea, că n-am nimic. E mai bine să te joci first person? Seară frumoasă în Lucky. Bă, depinde de gustul cum îți place. Uite, mie îmi place mai mult așa. Decât eu nu person. Știu să trag, așa cum zici tu. Te obișnuie ca la counter sau la shooter, mă rog. Hai să luăm mașina, să mergem în altă parte să lutăm. Nu vreți? Ar fi o idee bună, ba da. Unde e mașina? Uite aici. Uite acolo. Uite, mai sunt niște case acolo în față. Gen. În 240 încolo. Bum.
Acu iau și așa ușurat spre casele alea. Ia uite mă că ai ventilator să te sufle la coițe, frate. Auzi. La coițe, mă. Pizza acolo bate. E nebun sunt și eu. Hai tata, urcă. Acum vin, tata, acum vin. Da, îi vezi după pietre, baratan, dacă și-o și pe tără persoană. Unde mergem? Păi uite, sunt casele alea acolo în față, dacă vrei. Sau nu știu, mergem hai, în zonă hai, și căutăm zona? Hai, da, avem timp. Avem mașină, nu mai putem. Hai azi. Hai azi. Timp berechet. E bine conduce, frate. Eu eram. Întrebe și mie, Redo, de norocire, dacă găsiți... De cât să te bagi ca mine în pomi și în astea? În sfârșit am găsit și energizant. Ba, am găsit un SLR la mine, dacă vreți. Cine? Nu știu, nu știu. Nu știi, nu? Mai e un smoke aici, frate-mă, că ziceai că n-ai. Ești un scop de 2. Îmi trebuie un red dot, mă, stau prost. Hai, îmi trebuie un și un red dot. Holo, vrei holo? Da. Am găsit vertical. Vrea un... cineva 4X? Da, îmi trebuie mie. Trebuie aici, atât. L-am dat jos. Ia-l și tu, penule, ia-l și tu pe tine. N-am loc. Deloc? Nope. Mă. Că vin acum acolo. Ai și un... de ăsta aici. Da, un external de la. E de SMG, bro. Bă, la mine, cum se cheamă? Scar. Scar? Mie mi-ar trebui un ghiozdan de 2, că am de 1. Eu am de 3. Mohu! E car după posibilități. Vertical, mă, dacă vreți, e foarte bun verticalul. Este, unde e? E cel mai bun de acolo, în coșmeria aia. Un silent de la RPG. Hai, mă, în mașina să mergem. Mergem în zonă, mai lutăm mult. Hai, 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 hai. Eu nu vreau să conduc. Andrei, rămas. Nu! Hai, dă-i înainte. Bine, nu chiar așa înainte. Stai, că mă bat. Chiar așa înainte? Hai, tată, fii instructorul. Bine, dar eu sunt dreapta, Ena. Ești instructorul din spate. Unde trebuie să mergem? Am pus pin acolo. Stai, că nu știu unde este pe hartă. Dai pe variant. Spre stânga. Ia, ok, ok, stânga? Gata, am țes. Hai de mine. Ia, bagă-mă capul la cutie. Uite mă că-i bate ventilatorul și... Vezi? Unde-i bate? La coițe, la coițe. Ade! Da, ești da? O feriță bună așa de fel. E pe drifturi. Mulțumesc. Dar auzi, bă, că scârții, bă, planetarele... Nu mă, pe la scul, să nu murim, te rog, da? A, nu vrei să luptăm și aici? Ok. Ce se aude, mă, pornit radio? Ia, ia, bă, ia, liniște un pic, ia! Da, mă, bată planetare, mă. A, bată planetare, era sigur! Hai, de pula mea! S-a dus, că tot planetară! S-a dus, aoleu, Haide! Poate dai baia de ulei când am dus. Nu. Dă-i, pleacă, că nu văd unde e. Dă-i drept înainte, din cu shift-ul. Cu shift-ul? Și din dreapta, și din... Aia zic, cu shift-ul o bagi pe 6. Ai 100 la ură. Și dă-i, du-te în zonă, dă-i înainte. Măcar să găsi niște... Da, nu-mi piatră. Nu, sunt oameni acolo, nu ne oprim. Nu, pleacă, dă-i înainte. Ia uite, mă, ce drifter face, mă! Hai aici, în oraș, primele case. Hai. Poate mai găsim după ăștia. Hai de aici. Frână. Da, hai în față, dă-i în față. Eu am plecat. Bă, nu abandonăm mașina. Nu, dar trag ăștia. Zona... am abandonat, gata, am dus mașina. Scop de 2 la mine. Nu-i lutat aici. Cred. Am redot, perfect. Și am scop de 2, flash-ul. Am acasă, în sfârșit. Păi acasă te-am eu, mă, bro, dacă vrei. Oricum, mă. Stai, bro, liniște, că am găsit. Dar n-am găsit de 2. Era jos unul, parcă. Unde jos? Aici? Bă, în casa în care sunt eu. Ori pe casa asta să mă bat pe ei. Cum mă găsit de 2 jos? Parcă așa am văzut. Ma. Nu sunt toate, bro, casele astea, e bine. Dar ce stai, ai, suntem puțin chii, bro, puțin chii suntem. Da, păi și e bine.
A, uite bă că e. Nu m-am mințit, Andrei. Da. Okay, băi, eu am cască de 1. Dacă vedeți o cască de 2, mă anunțați, vă rog. Bine, da. Scop de 6. Bine, bine, de 6 am și. Bro, un mini dacă găsesc, sunt ca pe casă. Mini aici. E, uite, am găsit, Adam, uite, emergency pickup. Mișto asta. Medkit. Mini la tine? Da, ți-am pus. Când zice, ce, ce culoare ai tu? Doi, Andreea. Aici, aici. În casa asta, tat. În care casă? Stai așa. Stai că-ți mai pun o dată. Ești cu, ești cu galben tu? Bun. Da, 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 da. Știți, când ziceai de mini, că-ți mai trebuie, atunci l-am găsit. Ai văzut, mă? Păi da. Îl văd. Pe geam intru. Știți că nu prea am energizante, dar mă bazez pe voi. Bă, am 3 eu. Eu nu am deloc first-uri. Cred că am 2 energizante. Fii atent, gloanțe de acavă trebuie? Nu, mie nu. Eu le arunc atunci. Eu am 300 aproape. Deja sunt fără cineva. Eu mai întreb niște chestii. Compensator, dacă vreți. E bun ăla. Luați-l. Încă un smoke. Ok. Da, mai da, vreți da. Smoke? Mai vreți smoke? Bă, trag unii de aproape, mă, de aceea. Aia care trageau noi când eram în mașină, cred. Cred că da. Că mai găsim, mai strâng niște energizante, niște painkillere ceva să fie aici. Eu nu heavy? Pui de first-uri, dar... Un heavy de-asta. Dacă găsesc, zic că eu nu mai am loc. Am o cască, dacă vreți, de level 2 aici. Bandaje... Zona e departe, eu Andreea. Am mașina, vin să vă culeg. Ca hai, să okay. Andreea, e first aici. Sari imediat, sari imediat. Am... imediat. Am luat și eu un first. Să fie. Bă, luați una de aia de gaz, dacă găsiți. Da? Una de aia de gaz, am eu aceea, dar... Ah, gata, am luat. Sari, mă. Unde ești, frate? Unu. Cum bag benzinele? Stai mă, dai pe use când ești în ea. Când sunt în ea? Da, când ești în mașină. Mă duc să iau repede first-ul ăla și... Păi și unde mi-e use? Dai pe ea, dai pe tab, apeși bun. Click-ul. Că dar nu-mi văd unde mi-apare, că am luat-o și... În inventar, bro, nu ți-e pare? Nu mi-apare în inventar și am dat echip și am luat-o. Nu mai avem deloc? Hai să... E departe rău zona? Ne ajunge propriu în zona. În aici. Da, ne ajunge, știu, dar... Deci mi-a dispărut din inventar. Mai sunt 30 vreo în viață. Eu nu văd nicăieri. Am luat-o, dar... Hai că stau nu, băgați-i pula în gât. Mă duce bine, frate. Da, n-am văzut, m-am uitat de asta. Să-mi băga pula, dar n-am vrut vreo. Da, n-am vrut vreo. Vezi că e mare bătaie aici, ești nebun? Am spart undeva. Baia de ulei, am spart pe tot, băga-mi așa până. Mamă, s-a dus Floriolu, gata. Dă-te colom pe aici, dă-te, dă-i băga-mi așa. O, bă, dă-te, dreacu. Dar nu văd sărăcie. Răsai, tată, se bată între ea, uite, mai sunt 24 acum. Și se bat în continuu. Urcăm, bă, ne ducem în zonă și ținem. Aia zic, pune-ți un pin bun. Dulceanu joacă bine rău de tot, bro. Tulceanu da, joacă da. Top, ești el nebun. Joacă, noi nu jucăm, dar aia zic, chiar nu? Are și level, nu cât are, 170 cât dracu, 190. Nu știu, dar are, are. Bine-s, 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 21 în viață. Bă, e bun arou ăsta, să știi. Bă, da. Alunecă, mai ale. Păi am pus vezi? Frână ca să nu ne duc... O, că știu ce-o făcut. Am no, pus frână ca să că... nu ne ducem. Vezi că... Hai, tată, 20. Nu, eu am pus-o bine. Ia vezi, mă, că pe două roți. mai face și de-astea. Hai la casele să... Hă? Vreți? Du-te, du-te, hai. Du-te, da. Ma, nu, asta e zona de aia de căcat. Oi. Stai acolo pe aici, bro, că presim că eu cad. De ulei. Sunt prost. Dă-i dracu de cutii. Dă-i alea ca în jocuri în pula mea. Dă-i o dracu de mașina mea, mă. Dă-i o dracu de mașina mea. Și că să mai dai mașina la prieteni, auzi? Ia, hai, gata, până aici, bro.
m-am năvălit toți. Cască 2 24 aici, ia, da, nu cu ea. Uite mă, benzină! Ia de echip gasnă! Să-i dau lui toi vinul cu acest. Vin imediat, vrei sau Flashider? Oai? Nu contează. Aha! Am luat-o. Ia, vino pe vino cu ace. Fac. Ia-ți ăsta de jos. Stai ca să-ți dau aici compensator și half grip dacă vrei. Compensatorul trebuie, mersi. Te-am dat acolo. Ia, recărcare, veniți încoace. Pentru? Aveți aici ceva pe jos, ia. Asta? Ce este? Nu, ăsta. Am. Sunt bine, am optics. Am 6, am. Ok. Îmi ia... Așa, dacă să le... Ia, red tot până mine, red tot. Vino încoace, recăre. Ia, bro. Ia de acolo. Asta zic tot. Al nivel. Las compensatorul pe jos, las compensatorul de are. Da, da, eu l-am dat lui toi. Nu, a lăsat el acum unul că a găsit supresor. Păi ce vorbești, mă? Bă, mai sunt niște case mai în partea aia, vezi, mergem și acolo? Hai la mașină. Băi, nu, că s-a aproape, sau luați voi mașina, mă duc în aici. Nu, bro, mergem cu mașina. Toți ăștia câștigă cu mașină, mă, ia, hai. Bă, ține după noi. Pare de maiale. Gata, mă alimentez, stați așa că fac furt. Mă duc în aia albastră, vezi să bani de-aia, bă, scumpă, că nu ne uităm la bani. Am băgat de aia. Mergem pe GPL. Băi. Energizant aici. Păi nu am intrat toți. Hai, mă, să-mi bag o macetă aici. Îi vezi că stă în față? Da. Cum nu? Pasă, bă. Oh, MK12. Ghiți ce am găsit? Supresor. De ce, de are sau de DMR? Nu, de... M24, un red tot aici M24, la mine. M24, de DMR. Bă, dă-mi și mie. Bă, am doar unul, dacă vrei, ți-l dau. Ghiozdan dă 2 la mine. Mai bun decât Tactical? Nu, e mai bun Tactical, dar dacă nu găsești Tactical... Eu, spre exemplu, cu Heavy acum, că n-am găsit Tactical. Ok. Vrei, frate, ți-l dau ție. Te vezi, bro. Sunt full. Bro, știu că ești full. Ne luăm o casă și... Auzi? A, nu, trebuie să mergem în zonă. Da. Păi, dă-i cu maș. Hai, tată. Dă-i, tată, câți mai sunt? 11 mai sunt în viață. Au, dar ce afară, frate meu? E și blond încă. Ai cercei? Ce să iau? Mamă. Inelușe. Inelușe. Bă, ne urcăm sus. Dă-i, tată. Să observăm. Nu, cred că e de la cască, mă. Hai, tată. Sunt blond. 10, bă, viază și aia. Eu zic că ăsta-i win. Așa ar trebui, nu? Bă, dacă l-am făcut full pe frate meu, frate meu le dai în gură. Că acolo le vrei place. Vrei să acasă? Hai, să-i dai la casă, da. Hai să luăm casele. Stai să mă pun pe rifle, că... Am dat mai multe. Nu știu de ce nu eram pe rifle. Salut, Bogdan Bucur! Bun, hai să vedem. O luăm pe asta înaltă de aici? Mamă, dar s-a intrat ăla talibani. E 4 de la bun, tată, e 4 de la bun. Am. Hai. Biciclete, eu smoc aici. Bă, am prea multe chestii. Îți dam de 3, aleluia. Ce am găsit, mă? Extender, bun. Gloanțe de AK, o grămadă pe aici, pe la parter. Sus, ați lutat? Mini, bro. Am deja, bro. Nu că sunt full pe astea, mai încau doar atașamente. În sensul PUBG, că ce mai nevoie. Airgun, l-am luat. PUBG. Bravo, tată. Dacă-l dai benzină, frate. Știi că dacă-l dai, nu mai știu, în afara zonei, oare și-ți dă tankul ăla? Da. Mă, dar care trage de pe aici, de pe aproape? Ia uite-l, măi, la drop 1. Eu dau, frate. I-am dat hit. Unde? La drop, am pus la galben. E pe jos, nu? E mort, mă. E mort, mă? Da. Mai sunt. Tot pe acolo, prin zona aia. Nu, pe sus, uite pe acolo. Uite-l. Văd o mașină, unde? Albastră. Am 100 de metri, am dat hit. Nu-l văd încolo. Dar are boala în el de copac. E jos unul și mai unul departe. L-ai dat și pe ăla? Nu. Să-l batem pe ăla care stă. Mort, încă unul. Bravo, încă unul ăla. Arăgă pe câmp. Bun.
Bravo! E în casă aia. A căzut pe jos, a murit. Sus! Sus pe munte? Da. Lângă la copac, îl lutează pe ăla. Ba nu, uite unul cu mașină. Can't duck hit. Trage și unul din partea aia. Uite-l! Are hit! Mai fugi și în stânga cineva cu mașină. Bă, lasă-și mie drop-ul. Cred că l-a luptat. A, uite-l mă, uite-l sus drop-ul. Uite unul acolo, frate. Uite încă unul în față. Nu știu, bă, bratan, mă enervez. Crezi că e un squad întreg, un squad, trei sunt acolo. Poate să fii de la mine, bratan. Sunt trei acolo în față, bro, dar n-am cum să-i nimeresc. Mi-a dat hit. Mi-a dat și mie hit. Da-te revive. Hit, e knock 1. Opa, acum. Îl văd. În smoke acolo. Mai sunt 5 coane, e squad-ul ăla complet de acolo, cred că. Și dai tu lui Andrei revive, frate. Am uitat de ea. Bă, mă uitam că e lângă tine și de... Ce faci, fată, de ce nu zici nimic? Vezi că a plecat, pleacă unul. Bă, da, e lag, bă. De ce-i lag, futu-ți stream-ul, mătii? Nu mai am cască. Du-te-n casă. Ai sunt și prin stânga unii. Deci, fii atent, până acum... Unde-i la piatră? Unde, bro? La piatra aia de acolo, uite, s-a dus în dreapta. E acolo, ce, în față. Ce culoare ai? Verde, albastru? Verde. Sunt la piatra amândoi. Mamă, ce mi-a dat, tu ești nebun. Stai că nu pot să mai văd. Unde am pus eu verdele la bro? Gata. Crezi că pleacă, dar stai un pic că nu mai am viață. Am nevoie de cască, caut cască. Îmi fac un pic viața că nu mai am viață, bro. Nu-l văd la piatră. Sunt doi, mă, unul în dreapta, unul în stânga. Acum nu mai fi la piatră, îți dai seama, nu m-am uitat. Îl văd la pinul meu, la galben, e roșu. Ai knock. Mai sunt 4, mâncava-și gura voastră, 4. Mai sunt ăia de acolo și ceilalți, nu știu, vedem. Încerc să-i dau finish la ăla. Se mișcă, fii atent, e la mașină acolo, în 95. Eu nu mai văd bine pe ăla. Ține-ți-l. Zona e la noi. GG, bravo, tat. Mă uit un pic în spate, mă uit un pic pe lateral și în spate. Sunt pe undeva. Unde, de unde s-a dat? Din partea aia de la morții lui Măsă. A murit, ăla a murit. Am luat un assist. Eu am luat kill-ul. Mă uit spate, de sus. Păi aici trebuie să fie. Gen, mă uit în partea aia. Bă, mai e unul în partea aia de unde i-am urât pe aia. A rămas unul acolo. Că mi-a spart mie, m-a spart, ne-a dat knock aproape. Dar nu-l văd unde. Da, și când l-ai găsi. Drag și-l mănâncă. Cam zona și-l nu are. Hai cu win-ul, hai cu mamă, cum stau cocoșa pe calculatorul ăsta, ești nebun? Bine, trebuie să opresc display capture și să-l pornesc câteodată, nu înțeleg ce are live-ul. Ca să-și revină gen. Bun, doi mai sunt. Hai mă, cu chicken. Mamă, și-am un kill și un assist, ca un slab. Și-am un kill. Și-am un assist. Un kill și atâta. Ești mai bine, frate-mi tu. Asta să fie problema. Bă, e unul cu unul. Și noi patru. Păi da, bro, dar nu văd nimic aici, nebun, nu văd nimic. Ai cu poiu? Uite-te unul în partea aia. Eu mă uit oricum. Eu mă uit oricum în 250. Eu mă uit în 250. Eu mă uit aici. Unde aici? Stai un pic. Eu mă uit în coace. Aici, în zona asta. Oricum se restrânge zona și nu vă să vină nimic. Din partea aia nu cred că mai are cum să mai vină recre. O să te uiți puțin spate, bro? Mă uit acum. Să n-avem surprize? Da, păi nu că spate mă uitam inițial. Ai
aici la mine. Unde la tine? Am pus spin. Gata. Nu-l văd. Are un hit. Nu văd. Fuge pe... Și-a luat cover la piatra aici, cred. Nu, eu nu pot să văd de unde sunt. În 25-30 pe acolo. Da, dar n-am nu cum că acolo, sunt, dar... am o clădire ocupată, dar... Țin eu partea asta, altă, cine-ți voi acolo? Urc sus să văd că am era scop. Doar unul, era doar păi unul. Păi da, e unul cu unul. Da. Deci ultima nu mai e unul singur, Coane, unul singur, nu mai e unul cu unul. Mai e unul singur, un singur player mai e. De unde? Hai pe el, hai pe el, W, că are zona. Hai băgameș. Ia uite că s-a pus și melodia aia blana de la videoclip acum. I-am dat smocul. O uitați-mă în spate, zic cine. Bă, vedeți să nu fie pe jos, mă. Da, e grupat ca să putem să ne batem. Unde? Ai, gata, e win ăsta. Are hit. Mort! Bravo. Aia zic, tată. N-am nici n-am apucat să trag. Nici n-am apucat să trag. Bravo, Andreea. Să dansăm. Aia zic, aia zic, aia zic, așa îmi place. 55 de like-uri. 1356 de abonați, scaun de la Kiri, s-au mâncat și puiul. A picat și live-ul la început, dar e ok, acum totul bine. Mânca faci cura voastră. Abia aștept să ne auzim mâine, să-i dăm frumos o joacă de-aia ca lumea. Și apoi să vină live-ul ăla puternic de vineri. Mă, ce-ai mă? Vă pup și vă mulțumesc mult că ați fost aici alături de mine. Ne vedem mâine, ne jucăm doar Call of Duty pe Story Mode. Vă uitați, stă frumos de vorbă, Caterinca, lejer. Vă iubesc maxim, seară faină, ceau, v-am pupat.